Da, bună seara, prieteni! Bine ați venit la o nouă emisiune și începem emisiunea cu tradiționalul Ne auziți? Foarte important. Nu știu ce zic oamenii, ne aud, nu ne aud. Vom vedea acum. Aoleu! Încă nu am scris, prieteni, nu știu. Ba da, acum au apărut comentariile. Da, salut. Ne auziți, perfect. Bun. Te salut, Adi. Salutare, Adi, salutare și băieților. Așa, până rezolvăm cu... Bun. Discuția astăzi, subiect important, Adi. Superliga. Cel mai controversat subiect, cred că, al anului în fotbalul internațional. Un subiect care am văzut că a inflamat extrem de puternic, nu știu dacă toți suporterii, dar 95% din suporterii de pe glob. Așa ceva nu am văzut în viața mea. Mie mi se păreau suporterii, mai ales fanii fotbalului, morți. Mi se păreau morți. Nu i-am mai văzut nicăieri, nu i-am mai auzit nicăieri. Am crezut că au dispărut, că s-au dus la alte sporturi, poate, nu știu. Și când colo ei dormeau și au avut nevoie fix de ceasul ăsta deșteptător, de cuvântul ăsta cheie, Superliga, ca să se trezească și să ragă, ca să spun așa, pentru că nu se poate spune că au strigat. Mai degrabă au urlat ca niște fiare, spre surprinderea mea, împotriva acestui proiect și de partea UEFA. Recunosc, nu am înțeles această reacție. Nu, și nu am înțeles-o în primul rând pentru că eu am o părere puțin diferită de această Superligă. Eu am o părere și bună și rea, dacă îți vine să crezi de data asta. Perfect. Eu sunt și contra, cumva, dar să știi că sunt și pro. Mă, uite cum facem. Începem să discutăm și o să începi tu poveștile, să-ți pui părerile, dar vreau înainte de asta să îi salut pe oamenii care au intrat la noi pe chat și care ne-au salutat și ei. Așadar, îi salut pe Alex Tână, Iulian Rareș, Cristi Andrei, Mircea, George Petre și Iulian, da, cam atâta momentan. Iulian chiar întreabă pe YouTube, nu e emisiunea. Live nu o să fie, dar o să fie pusă imediat după ce terminăm aici live-ul, o să o descărcăm și o să urcăm pe Facebook. Îl salutăm și pe Lucky, care a cerut să facem această emisiune, a cerut ieri. Nu am putut ieri, am revenit astăzi, sper să nu se supere pe noi. Am încercat și noi să ne conformăm în funcție și de programul nostru. Bun, Adi, am zis că te las. Îi salut, bineînțeles, în continuare și pe toți ceilalți care poate că ne ascultă, dar nu au scris, pe cei care urmează să intre și așa mai departe. Și acum, Adi, îți dau cuvântul să-mi spui de ce ai o părere bună și de ce ai o părere rea despre această Uite, Superliga. de data asta m-a prins. Mă mai auzi? Da, te aud. Da. Să știi că hai să o iau cu partea pozitivă a lucrurilor. Tu știi că noi doi am avut discuții la un dat cu FRF-ul și cu LPF-ul și cu monopolul pe care ei l-au pe fotbal. Da. Și există o lege în România, eu nu am știut de ea, astăzi am vorbit cu Sorin vreo oră pe tema asta, el era foarte bucuros. Mai ales că are și niște procese cu FRF-ul în desfășurare. Și mi-a zis așa, zice, Adi, există o lege care te obligă să fii afiliat la Federația Română de Fotbal. Adică tu nu poți să fii afiliat la o altă federație. În momentul în care astea 15 cluburi, că sunt 15 la momentul ăsta, au hotărât că își fac o ligă proprie, s-a cam încheiat bâlciu și a picat monopolul UEFA. Problema este că alta pentru UEFA, mai gravă, și-au luat personalitate juridică, nu știu ce acte au depus, mi-a spus Sorin, și ei, în momentul ăsta, sunt în legalitate. Este vorba de comerțul liber și de asocierea liberă.
pe care o poți face. Te referi la Da? Superligă? La Da, cluburile din această Superligă? tăticule, de asta. Deci ei sunt în legalitate. Ei sunt în legalitate. Beleaua numărul 2 pentru UEFA e următoarea. A venit o bancă și le-a dat 3,5 miliarde, am înțeles, sponsorizare pe an. JP Morgan, banca americană. Da, care aia nu e o bancă, le-i un colos. Este o bancă de investiții. Da. Ei cu asta se ocupă, strâng bani și îi investesc în afaceri profitabile care să le aducă și mai mulți bani. Vezi tu, cu 3,5 miliarde împărțite la 15 cluburi. Asta înseamnă că dacă termini pe locul 15 în această superligă, tu ai 200 de milioane garantat. 200 de milioane nu poți lua nici dacă câștigi Liga Campionilor de două ori consecutiv. Deci premiul ajunge la 100-110 cu toate meciurile, deci cu toate bonusurile care ți le dau. Eu vorbesc de ce ia clubul de la UEFA, da? Deci drepturi de televizare. În momentul în care JP Morgan îți dă banii ăștia, tu, UEFA, ești gata. Deci sistemul ăsta, canibalul ăsta, da? E un canibal. UEFA era balaurul numărul 1, în momentul ăsta este gata. De aici încolo, absolut toate cluburile își pot face superligi ale lor și își pot negocia drepturile de televizare singure, la fel cum își pot face rost singure de contracte de publicitate. Da? Pentru că poate eu pot să storc de la Mastercard mai mulți bani. Deci, practic, sistemul ăsta, balaurul ăsta, s-a trezit mâncat de un balaur pe care el l-a crescut. Pentru că astea 15 cluburi, ele știu. În momentul de față, UEFA poate să-și dea foc singură. Fără Bayern München, Juventus, Real Madrid, Barcelona, competiția asta nu are cum să-și vândă drepturile de televizare și nici nu are cum să vină cineva și să ofere mulți bani. Deci, de momentul ăsta, UEFA e gata. Ceferin poate să-și dea foc. Problema numărul 2 este că nici domnul Burleanu nu mai doarme bine de aici încolo și nici alți președinți de federație care s-au crezut Dumnezeu pe pământul ăsta. Beleaua numărul 2 și unde e nasol din punctul meu de vedere este că bogații devin și mai bogați, iar noi ăștia alți, nu știu cum, bine, pe lângă faptul că nu știu dacă vom mai putea juca cu Real Madrid sau Barcelona, va trebui să ne facem o competiție proprie. Dar decalajul între noi și ei devine și mai mare. Păi și care e problema aici? Stai puțin. Uite, asta voiam să las la final, la discuția mea, dar dacă nu ne-am înțeles, dacă nu am vorbit între noi, tu ai spus lucrul ăsta și atunci mă forțez să îl menționez de la început. Care este problema dacă și alte cluburi se asociază și apar 40-50 de competiții din astea? Care e problema? Eu nu înțeleg. Adi, nu este o problemă că Steaua București și cu, să zicem, încă 15 cluburi în Europa care face o competiție a ei, da? Problema este, ție ți-ar place să jucăm cu Barcelona sau cu Real Madrid? Nu, mie mi-ar place să am alternative. De exemplu, hai să vă spun așa, prieteni. Mie nu-mi place să mă uit la Voluntari versus Academica Clinceni. Dar nu-mi place, nu mă uit. Dar n-am altceva la ce să mă uit. Asta este în timpul weekendului. În timpul săptămânii când joacă cluburile astea mari în competițiile europene, de foarte multe ori dau peste meciuri gen Manchester City, era să zic City, îmi cer scuze, Manchester City versus PSG, la care nu vreau să mă uit. De ce nu vreau să mă uit? Pentru că mi-e scârbă deja să văd fotbaliști precum Neymar, Mbappé, nu Mbappé Coman, ci Mbappé ăsta normal. Adevărat Mbappé. Raheem Sterling și nu mai știu eu ce. Mi-e scârbă deja să-i văd pe aceiași fotbaliști jucând mereu în aceleași faze ale acelorleași competiții. Nu mai vreau asta, vreau și eu niște alternative. Și atunci, bun, eu am zis așa: vrea Juventus cu Manchester City, cu United, cu Liverpool, Real, Barcelona, Atletico Madrid și cine mai este în acest grup numit Superliga. Vor ei să-și facă propria lor ligă? Perfect. Nu e nicio problemă. Eu știu sigur că nu o să mă uit la Juventus cu Tottenham. Nu o să nu-mi place. Mă uit la ceva ce îmi place mie. Și de aia sper ca și alte cluburi europene să-și facă superligile lor. Poate o să vedem, nu știu, Bayer Leverkusen cu PSV Eindhoven.
într-o altă superligă. Poate o să vedem Steaua București cu Slavia Praga. Nu știu, habar n-am, nu mă interesează acum. Nu vreau să vă dau nume din astea bombastice de echipe. Nici nu trebuie. Nici nu trebuie. Superligile astea nu trebuie să fie făcute cu nume. Pentru că eu vă spun o chestie, prieteni. Eu nu sunt fan Real Madrid. Eu nu sunt fan Manchester United. Eu nu sunt fan Juventus. Eu sunt fan Steaua. Admit că aceste cluburi sunt imense, sunt branduri imense internaționale, da? Recunosc că au mult mai mulți fani decât Steaua. Recunosc că au foarte mulți fani la nivel global și probabil că acei fani sunt bucuroși să vadă mai multe meciuri Manchester United versus Manchester City, da? Dar eu nu, pe mine nu mă interesează chestia asta. Eu vreau să văd Steaua. Și dacă pot să văd Steaua jucând în meciuri cu Olympique Marseille, cu Slavia Praga, cu Partizan Belgrad, cu Olympiacos Pireu, e perfect Coaia, pentru sigur, mine. este. Nu-mi trebuie să văd Steaua Real Madrid. N-am nevoie de meciuri cu 18 la 0, în niciun caz n-am nevoie. 18 la 0 pentru ei, nu trebuie acum să ne fie rușine să spunem asta. 18 la 0 pentru cluburile mari din vest, care oricum au ajuns la nivelul ăsta imens, oribil de imens, din cauza UEFA. Deci UEFA să nu se plângă că ajung ăstea și mai puternice financiar, că oricum sunt deja puternice financiar. Diferența între ele și restul este la aceeași. Că rămâne Superliga sau nu, ele tot o să fie cele mai bogate. Și nicio șansă nu o să avem noi să ajungem acolo. De-aia am zis. Steaua București, Partizan Belgrad. Un meci interesant. Jucători noi de care poate că n-am auzit. Asta nu înseamnă că sunt jucători care n-au valoare. Doar n-am auzit de ei. Pentru că de unde cumpără cluburile astea mari din vest? Cumpără de la cluburile mici. De aici l-au luat pe Modric, de aici l-au luat pe nu mai știu care. Sau din America de Sud. Sau din America de Sud. Nu e absolut nicio problemă. Hai să fie așa. Hai să fie 100.000 de superligi, da, cu echipe de peste tot și să avem de unde să alegem. Și eu o să mă duc și o să-mi cumpăr pachetul de pay-per-view pentru Superliga Stelei. Da, îmi cumpăr aia, mă uit la aia, mă doare în cot de Real Madrid cu Juventus, cu Barcelona și nu mă uit. Să-și facă. Să se uite fanii lor la meciurile lor. Nu e absolut nicio problemă. Eu nu înțeleg de ce s-a supărat lumea. Eu, ca fan al Stelei București, eu nu simt nevoia să mă uit la meciurile Realului. Eu simt nevoia să mă uit la meciurile Stelei. Să-și facă Realul Superligă, eu nu o să mă uit. O să plătească cele 40 de miliarde de persoane din China care se uită la meciurile Realului. Foarte bine. Dar eu mă uit la Steaua. Pe mine mă interesează mie să-mi fie bine. Nu mă interesează de asta. Știu unde e plusul, totuși, Adi. Dacă cluburile își fac, uite, Steaua, că a zis așa cineva pe grup la noi, că să luăm toate echipele de tradiție și să ne facem noi competiția noastră. Corect. Bă, băieți, este perfect. Numai că ar trebui, pe ideea ta, eu aș merge așa. Bă, uite, clubul Steaua. Bă, noi avem posibilitatea să ne transmitem meciul. Bă, tăticule, iubim Steaua, da. Ia să dăm câte un euro pentru fiecare, să dăm câte un euro că vedem meciul Stelei. Da? Sau să facem un Dar asta pachet. este pay-per-view, Da, Adi. este perfect. Eu sunt de acord cu așa. Nu Asta să este vină Mitică pay-per-view, eu nu Dragomir. înțeleg. Da, nu să vină Mitică Dragomir și să angajeze el o firmă care să ia comisiuni 5% Nu, când eu nu sunt de scrie acord cu asta. treburile. Da? Deci nu asta. Da? Și pe 30 de milioane. Că poate eu pot să-mi iau. Nu, Știi că sunt exclus. meciuri care nu fac audiență nici măcar să scoată. Meciul costă cam 50.000 transmisia lui, cu totul. Sunt multe meciuri care nu scot banii din publicitate. Voi eu vând și publicitatea mea pe canalul meu. Uite, eu pe Steaua TV, eu vreau eu să-mi vând publicitate și mă ocup eu de transmisia meciului. Poate eu și în divizia B mă fac 150.000 cu meci. Nu veni tu să vinzi, tu să-i mănânci de pe urma mea. Că tu fără mine nu existi. Eu fără tine pot să trăiesc, tu fără mine nu existi. Aici este plusul. Că și cluburile mici vor să facă bani. Aici este plusul adevărat. Înțelegi? Pentru că tu capeți o autonomie. Pentru că ăsta era un balaur. Ăștia mâncau tot. Ăștia Eu mâncau tot. vreau să-l salut pe Luchi care a intrat cu noi aici și n-a spus nimic până acum. Nu știu dacă vrea să Salutare! asculte Salutare, sau Luchi! vrea să și zică ceva. Salut! Salut! Păi vă ascultam, de-aia n-am zis.
Perfect, Salutare! atunci Te ascultăm și noi acum. o să vorbim noi și dacă vrei să intervii cu ceva, te rog frumos. Da, păi aș zice doar că pentru mine e poate cea mai bună veste care vine în fotbal la nivel înalt în ultimii ani. Poți Pentru că să zici din poate 90 și până acum. din 90 până acum, Da. pentru că toate veștile care au venit dinspre UEFA și FIFA în ultimii 30 de ani au fost proaste. Stricarea competițiilor naționale, internaționale, deci Euro găzduit de 20 de țări, Mondialul împins în lumea a treia, prin Africa de Sud, acum într-o țară care e cât un județ din România, unde dacă bei o bere te decapitează, aia că e un stat islamic. Corect. Deci toate tâmpenile astea, toată lăcomia pe care o acuză acum prostul ăla de Ceferin de la UEFA, ei au inventat-o. O să Ei au... ajungem și la nenorocitul ăla. Dar zi, zi. Sunt Da, de victimele fapt. propriului sistem. Sistemul a fost Exact. mâncat de sistem. Voi ne-ați făcut, mă, să fim calici. Păi Și haideți să ne... uitați-vă la... Băieți, noi avem niște vârste, dar suntem un pic mai bătrâni ca mulți, poate, din cei care ne ascultă. Eu cred că ne aducem aminte ce s-a întâmplat la începutul anilor 90, când Absolut. fosta cupă a campionilor europeni, competiție în care jucau doar, îmi cer scuze, doar campioanele, Locul 1, la atât. un moment dat s-a oprit și a zis nu mai mergem așa. Nu mai joacă doar campioanele. Joacă și vicecampioanele și echipele de pe Da, locurile 3 de pe din locul unele țări. au ajuns la locul 4 din Spania Da, deja. da, Joace Liga da. Campionilor. Bun. Păi la început, dacă vă amintiți, că suntem destul de bătrâni să ne amintim în 91, când au început erau două echipe din campionatele tari. Era campioana și vicecampioana. Da. După care, văzând că au succes, că erau doar două grupe la început. Erau opt echipe în Așa primele e. două, trei ediții de Champions League, erau două grupe de câte patru. Așa e. După aceea, din 94, au făcut patru cupe de câte patru. Cu Și grupe atunci pentru început să după ajung. grupe, dacă îți mai aduci Exact. aminte. Și grupe după grupe la sfârșitul anilor 90. O Și nebunie. au exact, au introdus locurile 3 și 4, au ajuns, deci au plecat cu locurile 2, după aceea 3 și 4, ajunsese Newcastle să joace și Steaua stătea pe tușă. Și ne întrebam toți în peluză, bă, dar de ce îi mai spune Liga Campionilor dacă nu joacă campioanele din Da. jumate din continent? Nu aveau acces acolo. Nu. Pentru că Deci, tot stai, ce era... că era selectă competiția. Deci, dacă jucau doar Da. campioanele, cu voi era doar campioană, voi vă dați seama? Liverpool putea să stea acasă, putea să câștige Cupa Campionilor și stătea acasă dacă termina anul următor pe doi. Și aia era selectă competiția și, până la urmă, aia era denumirea corectă, Champion, Liga Champions, Campionilor. Champions League. European Între timp n-a mai Champions fost. Cup. Între Așa. timp a ajuns Liga Bogaților, n-a mai ajuns Champions League. Dar... Da, deci ei au împins asta cu drepturile de Exact. televiziune, au beneficiat și de tot la începutul anilor 90. A coincis apariția Champions League, curios așa ca și coincidență, cu apariția, cu căderea comunismului, în primul rând, și apariția televiziunii prin cablu în Estul Europei. Deci ei și-au câștigat jumate din continent de privitori care aveau toți foame de fotbal, că nu vedeam meciuri atât de des și nu vedeam pe vremurile. Și au zis, bă, ăștia se duc anii, bă, ăștia plătesc, ăștia se uită la competiția asta, au atras și sponsori importanți. De să nu vină să-mi spun acum că ăla care are 500 de mii de euro pe săptămână, atâta câștigă un anonim de la Atletico Madrid, un Hermoso, ia vreo 300 de mii de euro, să nu spună că de la prețul ăsta s-au ajuns din ideea de a da șansa tuturor, cum zic acum cei de la UEFA. Nu, 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 zice și Galatasaray și Anderlecht și Celtic merită să aibă o șansă. Șansă la ce, mă, nenorociților? Care nu o să câștige niciodată Champions League. Ar fi putut câștiga și unele dintre ele au și câștigat Cupa Campionilor în vechiul format. Celtic, Glasgow, Steaua, Steaua Roșie, Feyenoord, Rotterdam, A fost doar o excepție, a fost în toți anii ăștia. Hai că te întreb, că vă Porto, pești în Porto Atât, din 2004. exact. Atât, în rest nu Porto din există. 2004 este singura echipă care a luat în 30 de ani Champions League și care financiar nu făcea parte din top 10. În rest nu există. Singura excepție. Dar În rest, i-au 22 de eliminat. campioane, toate sunt din top 10. Lucky, dar i-au eliminat, ai văzut. Pe cine? Cine Pe pe cine? ăștia, nu-i mai vezi acum. A, da, Porto istorie, în Unde? E formatul ăsta gata, este s-a istorie. terminat. Păi Porto ar putea fi invitată, dar trebuie să vrea ei și Nu o tot de să ce n-ar fie. vrea. Vrei să știi de ce Porto nu o să fie invitată în Superliga? De ce? Pentru că Porto este feeder club. Este club de unde granzii își iau jucători. Tu ai nevoie de Porto să-ți crească vedetele de mâine. Tu nu poți să-i bagi în Superliga ta și cumva să-i forțezi și pe ei să nu mai vândă. Că atunci te ia dracu. De unde mai ia Manchester United un Cristiano Ronaldo?
Păi da. Nu, problema e altfel, Adi. Dacă Porto vine în Superliga, încasează și ei 200 de milioane de la JP Morgan. Și în momentul ăla o să zică, vrem să vă dăm 40 de milioane pe vârful ăla iranian care l-au. Și eu să zic că nu, mulțumim, vrem 100. Exact. Noi oricum avem buget, noi nu ne mai grăbim să vindem, că acum avem bani. De asta cumva ai dreptate. Păi da. Că deci, pe măsură ce precresc banii, nici eu nu mai sunt dispus să-ți vând ție pe aceeași. Voi ați văzut pe ce prețuri vinde Ajax Amsterdam? Exagerate. Nu, e de nimic, zic eu. Adică vindea jucători foarte buni. L-au vândut pe De Ligt la 19 ani, au vândut la peste 100 de milioane. 80 și ceva, da. Stați puțin, ăla este și, excepție. Ăla este excepție. Și Frankie de Jong a venit pe 60 sau 65. Deci stați un pic, în ultimii ani au fost câteva excepții, dar dacă vă uitați un pic overall, așa, luați în totalitate ce s-a vândut, o să vedeți că Ajax vinde pe undeva între 10 și 20 de milioane. Bă, te contrazic, Serginio Dest a venit pe 25-30. Ăsta, cum îl cheamă, Ziyech, da, am zis numai un pic, Adi, am zis că este o excepție acum în ultimii ani, pentru că ați văzut voi. Ajax a ajuns în fazele superioare ale Champions League și de asta. Da, dar, ultimii 3 ani au vândut pe scoruri scandaloase. Dar dacă iei ultimii 10 ani, o să vezi că jucători buni de la Ajax au plecat pe sume ridicole. Sume ridicole în comparație cu ceea ce se întâmplă în vest. Asta zic, că evident că 10, 15, 20 de milioane de euro nu este o sumă ridicolă, este o sumă foarte mare. Dar nu se compară cu, nu știu, transferuri pe care le fac cluburi din Premier League de la cluburi bune din Italia, de exemplu. Că dă, nu știu care, din Premier League 18 milioane pe un fotbalist pe care n-am auzit niciunul dintre noi niciodată, din Italia. Dar se plătesc pe fotbaliști din Champions League, niște scoruri de... Rămâi cu falca în pământ. Și ăștia sunt toți flopuri, adică nu se transformă peste noapte fotbaliștii ăștia în ceva superstaruri care să spui, bă, da, ce inteligență au fost ăștia de la Everton, au dat 18 milioane pe un necunoscut și uite că acum valorează 180. Nu se întâmplă asta. Adică, acolo se cheltuie aiurea. Zi, te rog, Luchi. Nu, scuză-mă, trebuie să fie completate alea 20 de locuri. Deocamdată sunt 12 care au confirmat. Se așteaptă confirmarea lui Paris Saint-Germain, Bayern München și nu știu care. O da. Să confirme, sunt convins. Evident. Paris Saint-Germain. PSG momentan nu. PSG momentan nu și îți spun de ce nu. Pentru drepturile de televiziune. Da, exact. Patronul PSG este și șeful la Bein Sport. Da. Care Bein Sport are drepturile TV pentru Champions League în Franța. Pentru ei ar fi o mega lovitură să piardă aceste mari cluburi din Champions League. Deci de asta nu a vrut PSG să se bage. Dar dacă mă întreb pe mine, PSG nici nu are ce căuta într-o Superliga Europei. PSG nu este o echipă mare, este doar o echipă bogată. Înființată în 1970. Nu, dar este o echipă momentan bună. Că n-au câștigat nicio ligă și că au o istorie foarte scurtă comparativ, asta e adevărat. Dar în momentul de față sunt în top 5. Da, dar acum 10 ani PSG-ul era fix. Știi? Bă, nici lui Abramovici, și lui Abramovici a luat vreo 15 ani și vreo miliard și ceva teoretic pierdut ca să facă din Chelsea, hai să nu zicem o superputere, dar a făcut din Chelsea o echipă mare. Pentru că au o ligă și a luat și niște campionate. Deci îți ia niște ani. Păi și Atletico, ce era Atletico acum 10 ani înainte să vină Simeone antrenor? Era o echipă care nici în Europa League nu se prea ducea și acum uite că e invitată pentru că au parcursul ăsta de 8 ligi ale campionilor consecutive acolo în fazele eliminatorii și atunci de aia le-au invitat. Depinde în ce perioadă istorică, probabil că și Steaua ar fi fost invitată în anii 80. Stai așa, că fără Simeone... Nu, n-ar fi fost invitată. Simeone au început să-și creadă vânzările. Cu Simeone mi se pare că s-a inaugurat stadionul. Da, deci sunt cu Simeone practic a crescut echipa. Ăla e un simbol acolo. Ăia fac plecăciuni în fața lui. Bine se va, la merită stadionul. Simeone a luat campionatul contra lui Real, lui Barça și la furăciuni. Și a bătut doi balauri. Simeone e Dumnezeu acolo, Simeone. Și pentru dar cine a să zic, dacă se făcea Superliga asta acum 10 ani înainte de venirea lui Simeone, sigur Atletico n-ar fi fost invitat, n-ar fi făcut mare. Nu, niciodată. Nu.
Niciodată. Deci asta zic, deci o să se mai apară încă trei echipe. Eu spun că până la urmă și nemții, Bayern München, când o să vadă cât cașcaval e în liga asta, o să vină, ca și Paris Saint-Germain, o să se dea la pace cu Bein și o să-i treacă pe The Zone și o să, poate o să piardă pe termen scurt, dar o să câștige pe termen lung, pentru că catarieni ăia n-au venit la Paris să joace cu tot în campionatul Franței. Au venit să se bată cu ăștia. Și păi nu interesează avea... de Dijon sau de Nantes, să fim serioși. Bineînțeles. Dar există o problemă care o are Ceferin acum și care o au toate cluburile astea cărora le convine. Cum te bași tu cu JP Morgan când ăia îți oferă 200 de milioane sigur ție? Tu iei în brațe. Deci tu dacă câștigi liga azi, dreptul de televizare ai 100. JP Morgan îți dă 200. Fără exact drepturi. Deci cum te bați tu cu ăstea? Cu ce poate să vină Ceferin să le spună ăștia? Bă, băieți, știți? Eu v-am și mai vine penibilul la USC cu niște texte de alea populiste pentru care uite că a venit cu comunism. A venit cu comunism. Îți dai seama ce supărat o să fie Real Madrid că nu se mai duce Benzema la lotul Franței. Deci eu cred că o să plângă Ferez în pun. Ei sunt foarte triști că nu o să mai aibă jucător la național. Deci da, mulți dintre ei plâng. Acolo cu loturile naționale, asta ține de UEFA, de FIFA, pardon. Mai mult. De ce se bagă? Idiotul de Infantino s-a băgat în discuție și evident a început și el să spună că nu-i corect. Dar bine, acum nu trebuie să ne surprindă pentru că FIFA egal UEFA egal CONMEBOL egal toate asociațiile astea pentru că e aceeași practic asociație numai că este împărțită pe continente. Bineînțeles, da, dar vreau să spun, birocrația asta obeză de la FIFA, UEFA, mii de funcționari, ăștia pierdea, reacționează atât de isteric pentru că simt că le fuge pământul de sub picioare, nu mai au ei jucărie, nu interesează de echipele mici cum sunt acum de Andele. Ei spun, bă, da, gata, ne-am pierdut toate privilegiile dacă ăștia își fac Superliga lor pentru că ei sunt niște intermediari inutili în tranzacția asta. Și mă bucur că s-a făcut liga asta pentru că de 20 de ani, amintiți-vă, fraților, se discută de liga asta. Nu era numită Super League, era altfel, nu se hotărâsere ei la o denumire, dar de mult erau câteva cluburi, 15 cluburi, 16 cluburi care vreau să facă lucrul ăsta ca să scape de acești intermediari absolut inutili pe care au monopol asupra fotbalului de peste 100 de ani, de parcă ei l-ar fi inventat. Și nimeni nu vede că asta mă surprinde la toți, că mă uit și pe forumul de fani internațional și toți se plâng că-i băi moartea fotbalului. No, voi sunteți stupiți? Până acum două zile toată lumea era de acord că UEFA și FIFA sunt două organizații mafiote criminale. Dintr-o dată au devenit victime sărace. Bă, voi lor le plângeți de milă funcționarilor de la Nyon și de la Geneva și pe unde mai stau ei acolo în birouri. Nu fac nimic, că nu produc nimic pentru fotbal, doar iau decizii proaste. Da. Da, Luchi, hai să zic o chestie. Am văzut și eu chestia asta, argumentul ăsta din gura multor fani, ca să spun așa, foarte mulți oameni. Este sfârșitul fotbalului, moartea fotbalului, gata, ăștia distrug fotbalul. Dar eu stau și mă gândesc așa, stai puțin. La box există așa, WBA, WGF, WBO, WBC, nu WBF, IBF. Și mai există și The Ring. Știu că sunt patru, sunt erau cinci, patru variante. Sunt cinci. Patru cinci competiții majore. Cinci competiții majore unde, bineînțeles, lucrurile sunt împărțite în funcție de categorie. Asta știm. Dar sunt cinci federații majore, da? Practic cinci FIFA. Da, bineînțeles. Ce e rău în asta? A murit boxul? A murit boxul? Nu, boxul este de departe cel mai bogat sport, cred eu, că pentru că acolo un sportiv câștigă mult mai mult decât câștigă unele cluburi. Deci da, despre la minute în ring, dacă faci raportul între bani câștigați la minute jucate, ca să zic așa, da. Da, deci este, să fim puțin serioși, cei care spun că e moartea fotbalului, nu știu ce vorbesc. Nu are cum să fie moartea fotbalului când ai alternative. Concurența niciodată nu este rea, concurența între producători nu e niciodată rea pentru consumator. Absolut. Asta chestia cum că se sparge monopolul UEFA, asta e cel mai bun lucru. Pentru că niciodată un monopol, nu vorbesc de fotbal nici, sau de alte sporturi, în viață, în general, e bine, nu vreau să beau doar Coca-Cola, vreau poate să beau și Pepsi. Lasă-mă să am o piață liberă în care să nu fie
când au apărut, nu mai știu, dar țineți minte, bineînțeles, la sfârșit, pe la jumătatea anilor 90, variante la Rom Telecom, care avea monopol pe piața de telecomunicații românească, servicii proaste și scumpe, au trebuit să se adapteze și aia, ceea ce a trebuit UEFA să facă, să se adapteze, să-și reformeze Champions League, că dacă nu o să... Adică asta te obligă, concurența e benefică pentru privitori, în primul rând, moartea fotbalului. Păi ai dat exemplu cu boxul și ăla l-am dat ieri unui prieten, mai e șah, unde la un moment dat Gary Kasparov s-a certat cu ea pe la Federația de Șah Internațională și a făcut el propria federație, care există și acum și sunt șahiști, joacă și n-a murit sportul, n-a murit nimic. Nu. Și în alte părți, dar la ei foarte... vor asta să ne... Dar sunt foarte multe federații, fără ei nu se poate. Sunt foarte multe federații la foarte multe sporturi. Eu, cum am practicat arte marțiale, știu că există foarte multe federații, de exemplu, la karate. Federații foarte multe la karate în România. Și internațional, dar în România. Da? Nu văd nimic rău în asta. Concurența e benefică și din asta. Dar nu e absolut nimic rău. Nu este absolut nimic rău, pentru că în sport contează să vrei să practici. Că dacă tu vrei să practici, excelența e doar la câțiva pași depărtare. Îmi zicea cineva astăzi că am discutat despre subiectul ăsta, am comentat pe o pagină de Facebook și o cunoștință, nu pot să-i spun prieten, o cunoștință de-a mea a văzut ce am scris, el fiind de părere diferită de față de ce am scris acolo, a început să mă jignească, a început să-mi spună că nu știu ce vorbesc, că nu e bine ca aceste cluburi mari să se împrumute la nesfârșit, pentru că, vezi tu, dacă fac asta, la un moment dat o să trească să plătească aceste datorii și nu o să poată și o să se desfințeze. Păi nu va mai fi nevoie să împrumute. Și eu n-am înțeles, și el îmi zicea că așa o să moară fotbalul, și eu n-am înțeles cum poate să moară fotbalul dacă se desfințează Manchester United. Mă, o să fie rău pentru suporterii lui Manchester United, nu zic că nu, dar mie o să mi se rupă. Deci vă spun foarte sincer, da. Și hai să vă mai zic o chestie, dispar Manchester United, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Liverpool și Arsenal. Da, dispar echipele astea. Bun. Știți ce o să se întâmple? În locul lor, în Anglia, o să apară alte 5-6 cluburi care o să se bată pentru locurile lăsate libere de cluburile astea. Bineînțeles. Și suporterii lor, da, o să sufere. Dar sportul n-are cum să moară, pentru că cluburile alea noi, nou înființate așa cum vor fi ele, vor duce mai departe fotbalul. Ele vor aduce sportivi, sportivii aia vor vrea și ei să fie sportivi mari, vor trage de ei și vor face performanță. Cum să moară fotbalul? Fotbalul moare dacă noi nu mai jucăm. Ăsta e un argument absolut ilogic că moare fotbalul, dar care e pus de către Ceferin și de către toți ăștia de la UEFA, tocmai ca să capteze populația neinformată, exact. Și mulți suporteri care nu înțeleg, care ei trebuie să inoculeze ideea că fără UEFA nu se poate. Da. Bă, frate, fotbalul ăsta a supraviețuit 100 de ani, că existăm noi. Dacă noi nu mai existăm, gata, nu mai joacă nimeni fotbal. Păi, și acolo era și acolo era tot în Mircea Sandu și acolo a fost tot un mitic. Că să n-ai impresia că Ceferin e altceva decât ăștia la, sau Platini a fost vreun sfânt. Dar sau nu Johan, știm cine a fost acolo înainte. Foarte corupt. Blatter, Lennart Johansson. Joao Havelange mai nu știm ce, nu știm ce mizerie au condus fotbalul. Păi nu vă amintiți FBI-ul, raidul, când a făcut raidul FBI-ul în 2015 prin Elveția și a arestat vreo 40 de ăștia de... Da. Ședinții de federațiilor africane, toți îmbuibații aia de ăștia. Unde-i Platini? Unde-i Platini? Platini era un mare jucător, un om cât se poate de corupt. Corupt. Cât se poate de corupt. Păi am vorbit că eu trăiesc în Canada și am vorbit de multe ori cu africani, cu camerunezi. Era unul care știa echipa României din 90 pe de rost și știa și că Klein murise și nu știu ce, mă uitam la el. Era un fanatic, un nebun. Și eu zic, bă, dar de ce nu progresați voi? Că tot timpul la mondiale nicio echipă africană nu trece de sfertul. Deci voi tot continentul ăla n-ați dat cât am dat noi România un sfert de final, aveți tot continentul la un deși final. Au super valori. Exact. Deși au super valori. În anii 90 se pulsează miliarde s-au băgat în fotbalul african. Mari jucători africani joacă toți în Europa. Eu pot să-ți dau un răspuns, dar bănuiesc orică-l știi, orică nu-ți place. Eu tu spun ce mi-a zis ăsta, ceva din cauza corupției. Păi tu știi că Franța se duce de acolo și ia tot ce e mai bun.
Păi Ndombele nu putea să joace într-o altă națională? Drogba da, e o excepție. Didier Drogba, Eto'o a rămas la Camerun, dar el răspunde cinstelor, că lor, sunt toți corupți, mă. Da. Zice, toți președinții de federație și în Camerun, și în Ghana, și în Côte d'Ivoire, toți sunt corupți. Ei ce fac? Iau, vine ajutor umanitar de la Adidas în valoare de 100.000 de dolari, ghete și tricouri și mănuși. Bine, Adidas știe ce se întâmplă. Da, exact. Ei le dau, le dau federații să vă ajutăm să progresați. Și ce face președintele federației în Camerun? Asta mi-a povestit. El le vinde pe Piața Neagră la dublu preț. Și aia tot desculșoacă copiii cu talentați. Deci, ei au dat un bar royal, mă, tot UEFA și FIFA în ăștia 30 de ani, cu toată organizarea, cu toți banii ăștia. Deci n-au... Ei acum reacționează ca o prostituată bătrână care a avut 30 de ani clientelă sigură, că era singura pe piață și toată lumea venea la ea. Dintr-o dată are una mai tânără, mai frumușică și nu se, gata, nu se mai duce nimeni la ea. Și ea reacționează isteric, așa, începe să amenințe că vă banăm, că vă interzicem, că vă dăm, că vă târâm în tribunale. Îți promit că nu o să ți-o mai... Și el îi spune, păi oricum nu mai e nevoie, că a apărut o puștoaică mai tânără. Exact. Dar ea vrea... Bătrâna vrea să, să facă clienții să creadă că fără ea nu se poate. Adică fără talentul ei nativ nu se poate. Orice naș și are naș, așa cum orice fetiță la un moment dat poate fi înlocuită de o altă fetiță. Absolut. Așa, cum și Burleanu acum crede-mă, nu doarme. Deci, ăștia acum nu dorme. Deci crede-mă. Vă spuneam și, nu știu dacă ai mai ascultat Duc emisiunea noastră, îi spuneam lui Adi că nimeni nu e etern. Bă, uite că nimeni nu e etern și că balaurul a ajuns să fie mâncat de propriul balaur. Da, exact. Ei i-au învățat cu bani, înțelegi? Tu acum nu poți să-mi spui mie să nu vreau bani, pentru că tu m-ai învățat cu banii ăștia. Tu m-ai lăsat să mă îndatorez cu 300 de milioane și să-i plătesc când vreau eu. Tu m-ai lăsat să fac contracte de publicitate și sponsorizare nerealiste. Și acum te superi pe mine că vine JP Morgan și îmi dă 200 de milioane și tu spui să spun nu. De ce? Din loialitate cu tine sau ce? Da, bineînțeles. Logic că nu. Deci ăștia sistemul acum se supără pe ceva ce a creat chiar el. Bineînțeles, au creat un monstru și acum nu mai pot stăpâni. E ca și cu ăștia cu pandemia. Eu sunt foarte supărată că nu mai pot să-mi etalez gențile. Păi, aia după ce ai învățat cu bani, aia nu și-a Gucci de 10.000 ca să se ducă la piață. Sau să stea cu ele în cameră. Aia trebuie să și le etaleze. Înțelegi? Deci, bineînțeles. Sistemul se mănâncă el pe el. Că asta e boala răului. Înțelegi? Răul la un moment dat ajunge să fie mâncat tot de rău. Pentru că absolut. el sau, știi cum e, ce semene aia ai. Eu spun că asta va fi ce se întâmplă acum la UEFA pentru România și pentru oricare altă țară este mană cerească. Absolut. Este mană cerească. În România este o lege, dacă Sorin chiar are dreptate 100%, nu ar trebui să existe o lege prin care eu să fiu obligat, dacă mă afiliez la fotbal, să mă afiliez numai la FRF. Și culmea, FRF este sponsorizată cumva de statul român. Corect. Da? Nu știu dacă e sponsorizată. Au subvenții și spun atât. Este legea mea, dar să fie. O să caut legea. Toate federațiile sportive sunt scutite de la taxe și impozite și impozite mai ales pe teren și pe clădiri. Asta deci, da, asta o știu. Da. Păi stai un pic, cum vine asta? Bun, și stai hai, pic, să, mai hai să nu mergem. Da, napolitane pot să-mi cumpăr de oriunde, dar la fotbal nu pot să mă afiliez oriunde. De ce? Adi, stai puțin, hai să nu mergem atât de departe, pentru că subiectul ăsta este unul stufos și nu mai terminăm emisiunea. Hai să rămânem la Superliga și la UEFA și la FIFA. Ce am observat eu și... Cum afectează Superliga fotbalul românesc? Eu zic că bine, ca Adi. Adică da. Acum au șansa echipe care, oricum n-aveai cum să te bați cu Real și Barcelona și Juventus, dar uite acum li se dă șansa în Champions League ăsta mai sărac rămas sau în Europa League să participe mai multe echipe. Dar stai da. Un pic că dacă îți vinzi tu drepturile, mie mi se dă dreptul să-mi vând propriile drepturi TV și când sunt gazdă. Da. Exact. Bun, băieți, știți ce am observat eu și voiam să vă întreb și pe voi dacă ați observat. După ce a apărut știrea asta cu Superliga, că se lansează Superliga, am fost surprins să văd cum aproape toată presa are aceeași părere. 98% din toate articolele publicate erau împotriva Superligii și alături de UEFA. Cred că am văzut în toată România doar două articole
nu vreau să zic anti-UEFA, dar care au încercat câte cât să fie obiective. Unul a fost al lui Ștucan pe GSP și celălalt a fost al lui Marius Doroftei, publicat pe propriul lui site. O să vă și pun link-ul în Dar nu te-ai întrebat de ce? De ce le dă cu virgulă? De ce eu știu de ce. Eu știu de ce. Este regula după care mă ghidez eu, ca să spun așa, atunci când îmi colectez știrile. Dacă presa este în totalitate pentru un subiect, e clar că eu trebuie să fiu împotriva acelui subiect. Exact. Eu nu mă refeream la asta, dar știu că ești gică contra. Eu nu e vorba că-ți gică contra. Nu, deloc, nu, stai puțin ai, să stai din punctul puțin meu de vedere ai dreptate. Stai puțin să explic. De ai dreptate. Nu, dar nu e vorba de gică contra aici. E vorba că presa în la nivel mondial nu mai este o instituție de încredere. De cele mai multe ori este o instituție de publicitate și chiar de propagandă. Eu ia nu mă îndoiesc. E a patra putere în stat, dar... Dar nu doar în stat, stai puțin, că e la nivel internațional deja de când cu internetul. Și eu sunt absolut sigur că în momentul în care a apărut Superliga asta, au sunat și telefoane prin care li s-a spus unora, bă, vezi că tu ai acreditare la... Ia, scrie și tu, mă, ceva de aia. Aici am vrut să ajung. Că așa se face. Uite, eu mâine sunt șef la Steaua, dau exemplu. Tu ți închipui că dacă am posibilitatea să-mi organizez și să-mi vând singur drepturile TV, GSP și Digi nu vor intra pe stadionul ăla. Și în momentul ăla, GSP și cu Digi, dacă și alți colegi de-ai mei de cluburi fac același lucru, GSP-ul și cu Digi poate să-și dea foc. Și eu o să pot să justific. Bă, băieți, trebuie să-mi apăr clubul, că voi ați spus de FSB că este Steaua. Este... N-am cum, că uitați, mă bat cu suporterii. Eu da. Trebuie să apăr drepturile clubului. Și în momentul ăla GSP și cu Digi își dau foc. Înțelegi? Și știu că mișcarea asta va fi moartea multor instituții. Da? Mișcarea asta va însemna moarte clinică pentru foarte multe departamente. Îți închipui că ăia la UEFA, mulți rămân fără pâine pe la UEFA. Mulți o să rămână prin presă fără pâine. Pentru că practic se libera, așa cum vorbeau de piața energiei, da? Că se liberalizează, e, iată că se liberalizează și piața sportului. Și ce ai făcut, Bobiță, să văd pe unde scoate scămașa? Să văd pe unde scoate scămașa. Da, bine, continuă, adică. Despre asta e vorba, că își pierd privilegiile, acreditările, etc. Două secunde, băieți, ca să mai citim și un comentariu. Leo ne scrie pe chat. Nu le plânge nimeni de milă la FIFA și UEFA, dar a nu fi de acord cu Super League nu înseamnă a fi de acord cu FIFA și UEFA. Avem acum de înjurat trei organizații în loc de două. Leo, eu pot înțelege punctul tău de vedere, ți-am spus, pot înțelege teama suporterilor celor de la Manchester United, da? Dar eu, sincer, ca suporter stelist, ca suporter care nu dă doi bani pe niciuna din echipele din Superliga, eu nu simt nicio nevoie să le înjur. Și știi de ce? Pentru că UEFA i-a făcut Stelei rău, Superliga nu i-a făcut rău. Eu, dați-mi voie numai să explic. Monopolul acesta pe care, cum să vă spun eu, monolitul ăsta intitulat FIFA, da, aici includ UEFA, includ CONMEBOL, includ toate federațiile naționale, da? Puterea acestei entități a devenit absolută în ultimii ani. Ați văzut și voi, FIFA, UEFA, federațiile naționale aveau propriile lor legi, propriile lor tribunale. Ele nu țineau cont de legile naționale. Făceau pipi pe legile internaționale. Ei făceau cum voiau. Ei vindeau sclavi, prieteni. Că jucătorii aia de fotbal sunt vânduți la fel cum erau vânduți sclavii africani. Acum 600 de ani. În unde dracu erau vânduți? Că nu mai țin minte. În Brazilia. Pot exact să te opresc 30 de secunde să-ți mai spun ceva care e deranjant? Zi. Păi bă, există un personaj în fotbalul ăsta mare, se numește Mino Raiola. Așa, exact. Ăla a ajuns să câștige, deci transferul face 50 și Mino Raiola cere pentru el 20. Păi bă, ăla ca să existe, clar că UEFA sau FIFA i-au permis și e clar că ăla decartează. Bă, nu e normal ca
personaje de genul ăsta. Bine, eu nu sunt prea de acord cu impresarii, în general. Dar asta este o absurditate, o enormitate. Bă, cu 20 de milioane, FCSB și CFR trăiesc două sezoane bune. FIFA și UEFA lasă pe unul să facă ce vrea, să nu-i pronunț numele, pentru că pur și simplu vor ele. Pentru că ăștia dau, ce credeți voi? Ăștia dau și acreditările. Deci, ca să fii impresar, trebuie să te duci la UEFA. De când și până când, mă, că ei au și inventat profesia asta, se numește, este impresar, este intermediar de sclavi, dacă putem să-i spunem este așa. Este negustor de sclavi, poți să-i spui UEFA, așa. La fel de inutilă e jobul ăsta ca și UEFA. Băieți, două secunde să facem o pauză, a intrat și Flavius cu noi aici și vreau să-l salut și eu și să îi dau cuvântul să spună și el părerea lui. Vă salut. Mă bucur să aud o discuție deschisă pe tema subiectului. Eu am o părere total diferită în cazul ăsta și în primul rând vreau să-l întreb pe Adi, care tocmai vorbea de transferuri. De la cine a luat Minoraiola toți banii aia? Care sunt cluburile care i-au dat bani lui Minoraiola? Ia să vedem. Sunt aceleași cluburi care fac Super Soccer League acum sau nu sunt? Are și acolo. Minoraiola e tare pe piața italiană, dar el a lucrat cu toate echipele. Nu pot să zici unde a fost un transfer mare. Păi uite, Haaland nu e în Superliga, dar e al lui. Și ai văzut câți bani... O să ajungă, păi unde o să ajungă Haaland? Se vorbește de Barcelona, Real Madrid, se vorbește de una dintre astea două, nu cam dată. Sau poate o echipă mare din UK, din Premier League. Mie astea, deci nu, cum să spun, hai bun, există impresari și închei subiectul ăsta, mai vorbesc cu minut de tema impresari, că astea vorbim tot de UEFA, că tot o anomalie, permise de sau ceva bolnav, nu anomalie. Bă, nu e normal ca sunt un impresar, nu poate Minoraiola să câștige 20 de milioane de euro la un transfer de 70, că e anormal, înțelegi? Nu este normal ca cineva să câștige atâția bani. Dacă vroia într-adevăr să legifereze, păi bă, tate, ești impresar. Dacă clubul vrea să-ți lase până în 3%, 5%, e treaba lor. Îți negociezi procentul cu clubul. Nu ajungi tu să iei 20 de milioane. Dar asta nu înțeleg, dar stai puțin, că eu nu înțeleg. Adi, scuze-mă puțin, Adi, tocmai asta vorbeai mai devreme. Vorbeai de liberul business din fotbal, că de-aia se face această ligă, care din punctul meu de vedere, nu că este moartea fotbalului, este moartea povestii, este moartea pasiunii din fotbal. Ceea ce e cel mai grav din punctul meu de vedere. Pentru că oamenii cu bani nu mai vor, într-adevăr, sunt de acord total că UEFA și FIFA sunt și au ajuns niște organizații corupte și niște organizații ultra-mega influențate din punct de vedere politic. Vezi toate mișcările politice din Statele Unite și mai nou din Uniunea Europeană și din tot, de pe tot mapa mondul, că sunt toate acolo implicate în fotbal datorită, din cauza FIFA și a UEFA. Într-adevăr, dar ceea ce se face acum, din punctul meu de vedere, pe lângă faptul că omoară competitivitatea, pentru că nu mai practic, nu mai e o competiție. E vorba de bani, e vorba de echipe bogate, e vorba de echipe mari. Poți să te întreb ceva? Sigur. Te rog, spune-mi și mie, că și eu ți-am zis că eu de la începutul discuției am spus că mă poziționez și de o parte și de cealaltă a discuției. Dacă mâine se duce președintele Barcelonei și întreabă pe cei 150.000 de socios, unde doriți să ne poziționăm? Și 148.000 spun noi vrem în Superliga. Ai tu sau eu dreptul să ne supărăm atâta timp cât oamenii ia dau bani? Păi atâta timp cât există cluburi și cluburile astea sunt foarte puține. Sunt doar La Bayern München e aceeași poveste. La Dortmund este aceeași poveste. Nici Real Madrid nu este echipa proprietară a cuiva. Deci în general există sponsor. PSG-ul e luat, Manchester City, dar în rest toate au socios și funcționează pe bază de contracte. Eu te întreb, dacă te duci între pe aia 200.000 de socios și ea zic 180.000, bă, noi vrem să jucăm în Superliga. Pe mine nu mă interesează să văd Shakhtyor Karagandy. Că eu nu vreau să-și rupă Benzema piciorul cu Shakhtyor Karagandy. Cum a zis și Adi la un moment dat astăzi, eu nu vreau să văd Clinceni cu voluntari. Dar nu vreau să văd nici Steaua cu voluntari. E dreptul meu să joc cu cine vreau.
Iar dacă echipele alea vor fi plătite și din banii suporterilor și vine JP Morgan și pune 200 de milioane, nu te supăra, poate să se supere Luchi, poate să se supere Adrian Topărceanu și să mai supere 100. Băi, piață liberă și ăia care stau acolo și sunt alături de echipa aia din generație în generație, este dreptul lor. Unul care a moștenit de la Tasso abonamentul la Liverpool, că să moștenesc, un drept să-i spun ăla unde poate să joace și unde nu. Corect, dar s-au făcut, da, da. s-au făcut, întrebați. Exact, toată pasiunea n-a murit când a apărut Champions League. Toată lumea a simțit, toți suporterii din Europa au simțit că e o făcătură făcută să aducă bani și că echipele mici nu o să mai câștige niciodată vreo Champions League. Nottingham Forest, uite unde e Nottingham Forest. Exact, dar unde e și chiar ăstea din, care mai sunt în primile ligi, că Nottingham Forest nu mai e de mult în prima ligă. Știu. Eu vorbesc de Eindhoven, de Feyenoord, de Celtic, de Benfica, Porto. Tu vorbești de echipe care oricum se duc spre 100 de milioane ca buget. Dar n-ai cum să te bați cu ea, că ea vin și pun 500. Așa că, ce ziceam, jert scuze, cum îl cheamă pe celălalt cu care vorbesc? Flavius, oricum era moartea fotbalului. Pentru că, nu știu dacă l-ai ascultat și pe Adi la început, te încălzește cu ceva. Eu îmi doresc să văd Steaua cu Real Madrid. Bă, dar nu vreau să văd nici când dau ea cu terenul în cap 17-0. Adică, efectiv, eu vin la teren de plăcere. Eu nu am nicio șansă să câștig competiția aia. Și în momentul în care am pășit pe teren, eu nu că nu sunt egal cu ăia. Joacă un balaure, o furnică. Da, deci, și atunci ce vrei să faci? Eu am o întrebare pentru Flavius. De ce ești așa de sigur că Superliga o să aibă succes? Că o să omoare pasiunea din fotbal. Nu. De ce ești sigur că o să aibă succes? Superliga nu o să aibă succes. Asta voiam să zic și eu. Pentru că foarte mulți oameni pleacă de la presupunerea că dacă cluburile astea încep o superligă proprie, gata, toată lumea o să abandoneze toate celelalte competiții. Dar eu nu cred că o să se întâmple. Eu v-am spus, eu unul nu o să mă uit la Real Madrid, Chelsea. Eu nu o să mă uit. Dacă joacă Steaua București cu CSA Fumați în același timp și Steaua București, CSA Fumați e dat pe Steaua TV și îl văd pe telefon, pe YouTube, nu o să deschid televizorul ca să mă uit la Real Chelsea, o să mă uit la Steaua cu CSA Fumați pe YouTube, o să mă chiorăsc în ecranul ăla să mă uit. Dar poate dai și 5 euro pentru asta. Ce? Cât gândesc ca tine, Adi? Da, mulți, așa. Mulți, Luchi, cum? Oricine are o echipă preferată. Eu cred că toți cei 100 de mii de suporteri plătitori de bilete la Benfica sau câți erau, eu cred că și ei gândesc la fel. Eu cred că Benfica dacă are 140 de mii de socios, cam da, așa. Eu cred că dacă cei 140, dacă Benfica o să joace cu Steaua București într-o Europa League peste câțiva ani așa și în paralel o să se joace Real Chelsea, eu cred că cei 140 de mii de benficari o să se uite la noi. Da, 100% sigur, dar asta s-ar fi întâmplat și acum, Adi. Asta se întâmplă și acum. Dacă în Champions League, scuzați-mă, dacă e Real Madrid-Manchester în Champions League la ora 9 și la aceeași oră în Europa League e Benfica cu Steaua și acum e 140.000 de socios al lui Benfica și noi, steliștii, ne uităm la Benfica cu Steaua, lucru pe care ne-am făcut deja. Dar eu vorbesc că tu zici că nu o să aibă succes. Păi da, dar noi suntem minoritari, frate. Eu n-am zis că nu o să aibă, eu nu cred că e garantat succesul. Eu asta zic. La Real cu Manchester. Știi care, multă știi care vine, cu argumentul ăsta care mi se pare absolut fals. Că bă, te plictisești la un moment dat. L-am auzit și pe Klopp spunând asta, că dacă vezi Real cu Bayern în fiecare an, timp de 10 ani, te plictisești. Unde vreodată, mă? Noi ne-am plictisit vreodată de un Steaua Dinamo. Noi ne rugam să fie cât mai multe Steaua Dinamo, că ne plictiseam când jucam cu Bacău și cu Piatra Neamț. Noi vreau să fie cât mai multe derbi. Dubla aia Manchester Real cu 4-3 ăla repetat, cred că s-au plictisit foarte mulți de meci. Da, dăm 10 meciuri așa. Cred că au fost foarte supărate. Eu mă plictisesc când jucăm, când joacă Clinceniu cu Botoșani, atunci mă plictisesc. E vorba, stați un pic, ce a vrut Klopp să zică, ce am înțeles eu și dau dreptate, că o să fie multe meciuri între echipe mari fără miză
La asta s-a referit. Deci nu s-a referit la meciuri gen Real Madrid, gen meciul cu Ronaldo, cu grasul brazilianul, cu 4-3. S-a referit pur și simplu că o să fie meciul care nu mai contează între Juventus-Inter sau între Real Madrid-Barcelona. Care nu o să mai conteze. Care nu o să mai aibă miză. Care nu o să mai aibă miză. Uitați, nu se mai aibă miză, că dacă faci o superligă, la un moment dat, poate în ultimile două etape, un meci între Real Madrid și Barcelona sau între Barcelona și Bayern München sau Real Madrid, oricare dintre marile echipe, nu o să mai aibă nicio miză. Și pur și simplu e un meci care mai contează. Pur și simplu un meci care nu are miză, lumea nu mai privește cu interes. Aici vorbim, de asta voiam să intervin și să zic că seamănă foarte, foarte mult cu MLS Soccer. Această nouă ligă este practic o copie. Nu retrogradează nimeni, nu promovează nimeni. Exact. Și totul. Sunt invitate 5 echipe diferite în fiecare sezon. Deci da, ați vorbit de miză. Păi ăștia nu interesează, mă băieți, miza. Ei au venit și au pus 3,5 miliarde. Singura miză reală e banul. Și banul în fotbal ne-a demonstrat că banul în fotbal a distrus organizațiile. Banul a generat corupția. Da, corupția a generat ceea ce se întâmplă astăzi în competițiile UEFA și mai ales la nivel de FIFA, pentru că nu mai vorbim de cum se dau mondiale și așa mai departe. Și e moartea fotbal. De asta spun mulți că e moartea fotbal. E vorba de moartea pație. Te contrazic, să știi. E posibil, te întreb, uite, o întrebare pur teoretică. E posibil noi să jucăm într-o competiție cu Benfica și Benfica să ia mai mulți bani din competiția asta televizată decât lua înainte, jucând doar grupe de Champions League? E posibil. Vorbim de teorie aici. Nu, mai e o teorie. Că ăștia și-au făcut liga lor. Deci de aici încolo cam toată lumea poate să înceapă să gândească la câte ceva. Deci dacă ăștia și-au făcut liga lor și și-au luat și ca o personalitate juridică, da? Că e dreptul la liberă piață. Da? Înseamnă că de aici încolo toți ne putem gândi. Ți-am zis mai devreme, Burleanu nu doarme de niște la ora asta. Și nu e singur. Da, Burleanu, deci Burleanu și toți oamenii ca Burlan, URSS Plus ăștia, noi veniți acum pe piață în România, și Ceferin și toți fac parte dintr-o organizație internațională. Ăștia sunt niște oameni puși de sistem. Ăștia sunt oameni puși de sistem. Corect. Oricum, fotbalul a murit. Eu, ca din România, ca să pot să joc Champions League, mă așteaptă 6 meciuri. Eu joc din momentul în care Cristiano Ronaldo rugă la plajă. Nici n-a început pregătirea. Deci m-am pus să joc. Fraților, fotbalul, cum a murit fotbalul? Mai e un adevăr pe care nimeni l-a îndrăznit până acum. Speram ăsta că e mai cu cojones un pic Anieli să-l fi zis, că vă că le-a răspuns la aia. Treceți vă din gură că Juve, Milan și Inter oricum luau campionatele și înainte de Superliga, așa că nu mai... N-a îndrăznit nici Perez până acum, când se va ajunge la tribunal, că o să se ajungă la tribunal între UEFA și Superliga și o să-l dureze ani de zile și își freacă mâinile avocații de bucurie acum, că o să fie miliarde în joc. Dar nimeni n-a zis un lucru care e clar pentru toate echipele mari din Superliga, și anume că faza grupelor din Champions League de ani de zile e cât se poate de plictisitoare pentru grupele. Inutilă aproape. E absolut inutilă. Deci uitați, când joacă Real Madrid cu Ferencvaros și cu Ludogoreț Razgrad, păi ce... Și faza de strivit gândaci. Faza de strivit gândaci. Te eliminăm nulitățile, așa se cheamă prima fază a grupelor. Eliminarea nulității. Stau la masa bogaților, adică stau niște desculți acolo, niște săraci la faza bogaților, le arunc câte un om, pus, haide, gata, să terminăm în capul, hai că rămânem noi ăștia mari. Băieți, hai să facem o pauză de la discuții, că vreau să mă duc un picuț și către cei care ne ascultă. Avem un mesaj de la Andrei, o părere de a lui scrisă despre acest subiect și o să o citesc eu acum. O mare parte din marile cluburi europene au format Superliga. Sunt perfect mulțumit că va apărea o nouă competiție de elită, Superliga, competiție ce e independentă de UEFA.
Și tocmai din cauza UEFA, din multe motive. Paradoxul cel mare de acum îl reprezintă faptul că mulți suporteri care susțineau că UEFA egal mafia sunt acum împotriva creării Superligii, automat fiind de partea UEFA. Din cauza dublei măsuri, UEFA brusc s-a gândit ea așa să impună cenzura și să interzică echipelor să participe la alte competiții organizate de alții, în condițiile în care nu a spus un cuvințel de Cupa Cataloniei, ca o paranteză, unde imixtiunea politicului era practic totul, care nu e recunoscută de Federația Spaniolă și de Royal League, desfășurată între 2004-2007 între țările din Scandinavia, competiție nerecunoscută de UEFA. Cred că aici era vorba de altceva, dar s-a șters. Bun. Când banul vorbește, de fapt urlă. UEFA aplică dubla măsură și își încalcă principiile care se dovedesc a fi de fațadă. Din cauza mesajului cu sorginte de stânga din comunicatul UEFA, până la urmă, de când sunt obligate niște cluburi să fie solidare cu alte cluburi? Fiindcă UEFA e obișnuită să aibă monopol pe fotbal, are impresia că e proprietara fotbalului. Chiar are impresia că poate interzice cluburilor unde au voie să joace și unde nu. UEFA stabilește câți bani din venituri să împartă cu cluburile ce joacă în competițiile europene și evident cât își trage majoritatea din venituri. Evident că își trage majoritatea din venituri. Odată cu crearea Superligii se va termina cu monopolul UEFA asupra fotbalului. Va trebui să se adapteze viitorul dacă va dori să nu dispară cu totul. Asta fiindcă treptat și alte cluburi se vor dezafilia de la UEFA. Consecințele vor fi benefice per total pe termen lung. Echipele din Superliga vor fi și mai puternice, se pare chiar că nu sunt deranjate de faptul că își vor întrerupe definitiv palmaresul din Champions League. Practic se vor desprinde definitiv de trecut. În campionatele interne, echipele din Superliga vor fi excluse, că doar așa vrea UEFA. A dat deja ordin dictatorial ca toți care au legătură cu Superliga să fie excluși, de parcă fotbalul e confiscat de UEFA. Dar campionatele interne se vor adapta și vor supraviețui, fie prin noile derbiuri de prim plan, Lazio, AS Roma, Napoli în Italia, Bilbao, Sociedad în Spania, iar în Anglia fotbalul nu va fi afectat foarte mult. În Anglia, înainte de pandemie, veneau foarte mulți suporteri la meciuri și în ligile inferioare. Exista interes chiar și în ligile de amatori. În Anglia există derby în orice oraș, orice cartier, iar Federația Engleză oricând poate renunța la UEFA și reprimi cluburile în Premier League. Englezii chiar cred că vor juca la două capete. Cert e că Anglia își permite orice variantă. Și fac o paranteză aici, nu știu dacă știți, dar drepturile TV, am înțeles că în Anglia sunt vândute până în Liga a patra. Păi, Adi, nou promovata din Championship în Premier League lua 80 sau 100 de milioane de lire. Cât câștigătoarea Champions League? Cred și eu că mai bine fă de campionat. Hai să termin de... este o postare mai lungă. În Liga 4 în Anglia sunt stadioanele pline și lumea susține cu ardoare absolut orice echipă. În niciun alt campionat din Europa nu există măcar la nivel de Liga 3 câteva echipe care să aibă susținerea echipelor din Liga 4 sau a 5-a din Marea Britanie. Așa, așa este, dar haideți să termin postarea asta pe care mi-a trimis-o Andrei. Unde am rămas, că nici nu știu unde am rămas. În campionatele care nu dau echipe în Superliga vor fi doar încasări mai scăzute ca de obicei. Nu sunt de acord cu Andrei aici și vă spun și de ce. Ajax, de exemplu, nu o să meargă în Superliga, dar poate că o să ajungă mai sus în Champions League. Are șanse să câștige, poate, trofeul. Automat sunt mai mulți bani. Deci n-au cum să fie mai puțin bani. Lucru logic pentru cluburile obișnuite cu meciurile europene, Benfica, Ajax, Leipzig, așa mai departe, cluburi care vor avea prilej să lupte cu șanse mai mari pentru trofeele europene. Asta nu știu ce, Andrei. E ceva de genul Benfica înainte ajungea maxim în optim, asta dacă trecea de grupe. În campionatele medii, precum cel din România, Grecia, Croația, Bulgaria, va fi cam la fel, cu mici diminuări de venituri, doar că veniturile oricum erau mici comparativ cu țările de top, iar în campionatele din țările mai slabe chiar nu se va simți niciun efect. Echipele din Lituania, Estonia, Insulele Feroe, Bosnia chiar nu au cum să fie afectate de absența lui Messi, din moment ce ele de-abia trec de turul întâi. Asta cred și eu. Nu cred că fotbalul românesc o să fie afectat foarte mult, pentru că fotbalul românesc oricum ar fi luat bătaie și de la echipele astea din vest care nu joacă în Superliga.
Mai există fotbal românesc? Auzi, din păcate există. Foarte. Este la nivel amator, trecut din greșeală la profesionist. Atât. Exact. Dar foarte bun articolul ăsta lui Andrei Cârjiu, eu tot urmăresc, sterist adevărat. Dar eu spun că... N-am grăbit, eu să vreau să le spun oamenilor să intre și el a pus link pe chat să intre și să-l citească, pentru că eu m-am grăbit, este o postare foarte lungă și m-am grăbit și am citit-o prost. Îmi dau și eu seama de asta și poate că oamenii n-au înțeles în totalitate, dar îi rog să intre și să-l citească. S-a înțeles foarte clar. Face o analiză clară, argumentată și zic eu că e un pronostic mai mult. Îmi spune cam cum va arăta, stați, mă, nu vă mai isterizați, că nu moare fotbalul, cum n-a murit nici când a pus mâna FIFA pe el și nici UEFA pe el și nici când a început Champions League, când a apărut Champions League în 91 și au fost alte multe situații grele și în care fotbalul nu știa pe ce cale să o apuce, s-au dat legi noi și până la urmă n-a murit fotbalul. Atâta timp cât populația planetei crește exponențial, o să avem privitori tot mai mulți oameni care acum cu tehnologia actuală s-ai descărcat aplicația The Zone, că televiziunea aia DAZN va transmite tot, i-au pus și că 3 miliarde jumate pe masă. Păi ăia, cum să spun, o să fie tot mai accesibil oamenilor. Și Lucky, mai e o chestie. E posibil Real Madrid să placă un jucător de la Steaua la un dat? Eu dau un exemplu ipotetic acum. Păi eu Steaua, când tu câștigi, eu știu că tu ai buget de 600 de milioane. O să-și cer și eu 50 de milioane pe fundașul meu stânga. Deci da, am și eu șansă să fac bani. Deci nu e nicio problemă. Piața se egalizează de la sine. Iar dacă competiția aia nu va fi solvabilă, deși pentru început, clar, lucrurile merg bine că iau bani, se va destructura de la sine. Pentru că ei vor vedea care sunt audiențele, se va reveni la un alt format foarte repede. Dar există totuși un lucru bun, care ăla nu moare. UEFA poate să aducă dracu în situația asta să-și dea foc cu toată corupția aceea acolo. Pentru că UEFA va pierde în primul rând sponsorii. Heineken și toți ăia, păi, bă, noi ne ducem mai spre... Ăia trebuie despăgubi, stăticule, nu doar că îi pierzi. Tu ai luat niște bani de la ăia și tu ai semnat pe 3 ani sau pe 5 ani. Și mâine ăla a semnat cu tine că tu aveai Real Madrid și Baia. Dacă nu le mai ai pe alea, păi stai un pic, că ce facem? Că noi avem aici niște clauze semnate. Tu ce faci acum? Tu mă lași fără 15 competitoare și mi-aduci tu altele? E limpede că ea nu o să-și mai facă audiențele alea. Și în momentul ăla și în primul rând ăia îi dau în judecată pe UEFA. Până ajunge UEFA să-și recupereze banii de la Real Madrid sau Barcelona, e cale lungă. UEFA acum e pompat. Sunt puse padelele pe mort, dar nu mai poate fi nici resuscitat. Deci odată ce s-a făcut chestia asta, pentru mine sunt la revedere. Și de aici încolo vor pica ca un domino, pentru că nici nenea Ciurli Burli, care el este un acolit și el de la UEFA, da? să nu ne facem iluzii. Oricum, eu vreau pe ăștia desfințați și dispăruți de pe fața pământului. UEFA, dacă era o competiție serioasă, în momentul în care auzea ce s-a întâmplat în România, că un club a câștigat marcă, nume și tot ce ținea de instanță, trebuia să facă modificările pe loc, da? Și să excludă FRF-ul. Chit că Steaua nu mai avea unde să joace în Liga 1. Asta făcea o instituție corectă, care patronează fotbal. Acolo sunt niște mizerii mai mari decât la noi. Ăsta e adevărul. Deci ne ascundem după degete. Da? Da. Cum am spus Adi la începutul emisiunii, păi tu ești peste legile din țara mea, mă? Stai-mă un pic, eu am câștigat în instanță, mă. Tu faci doar fotbal, mă. Eu am legi, sunt niște legi, o constituție. Da? Legile tale care nu le sunt regulamente, nu sunt peste legile din Constituția mea. Deci păi da, se comportă ca și cum ar fi, Adi. Eu sunt 100% de acord cu tine. E așa, se comportă ca un monolit, ca un guvern mondial, de parcă ar fi ori. Nu intră peste legile unei țări, legile, știi, adică fiecare țară are legile ei, are Constituția ei, nici ONU nu intră de multe ori peste alea și intră UEFA, mă. Cum nici TASU n-ar trebui să existe. Am semnat eu undeva că sunt de acord să mă duc să mă judeci tu la TAS, așa cum n-am semnat nici la 18 ani că sunt de acord cu Guvernul României să-mi ia 19% pe TVA și 20% pe profit. Da? Oricum sunt multe chestii aberante. Dar ei au făcut un monopol fără să fii întrebat pe cineva. Adică dacă vrei să joci așa, bine, dacă nu, nu te scrie. Ceva de genul ăsta. Păi stai un pic, nu, așa stați puțin, că aici este mult mai gravă treaba. Deci voi nu știu dacă ați văzut ce au spus cei de la UEFA și de la FIFA. Au spus că dacă jucătorii acestor cluburi participă
la competiția la care se înscriu cluburi, se înscriu la Superliga, ei vor fi excluși din toate celelalte competiții la care ar putea participa, cu naționalele și așa mai departe. Sunt, păi, Asta ele sunt este. împreună? Asta este. UEFA și FIFA nu sunt separate? Nu sunt Așa ar trebui, dar de fapt ei demonstrează prin amenințarea asta idiotă că sunt de fapt aceeași gașcă. Că Exact. ar trebui, FIFA n-ar trebui să se amestece, adică cum nu lași, mă, pe Cristiano Ronaldo să joace la Naționala Portugaliei, că el joacă în Superliga, Bă, băieți, asta nu-i problema aici. Problema este că ăștia discriminează când spun asta. Că tu nu ai voie să îi impui unui jucător ce să facă cu viața lui. Jucătorul acela a semnat un contract, el lucrează pentru compania Real Madrid. Dacă compania Real Madrid decide că vrea să facă bani din activitatea cu tare, păi jucătorul respectiv este obligat să-și respecte contractul. Tu nu ai A voie zis să. Cristiano, a pus vreo condiție? El a spus că joacă pentru Real Madrid. Ce decide Real Madrid în ce competiție joacă, asta nu mai e treaba lui Păi Cristiano nu, Ronaldo. bineînțeles, dar nu decide Cristiano, nu decide angajatul cum îți conduci tu afacerea. Tu îl plătești. Bineînțeles, dar auzi, fraților, eu cred că asta e o declarație care era făcută atunci la calci și încearcă acum să Păi amenințe. nu, că acum a Tocmai una schimbat se. discursul. A schimbat discursul, nu Păi știi? da. Că a zis că îi roagă să-și revizuiască A fost o părerea. Păi am zis amenințare. că Hai să cine nu s-a ne mai întâmplat, Adi? Cine i-a spus ascundem avocații proprii după avocaților că deget, n-avem? băieți. A fost o amenințare și a fost o încercare de a băga panică în suporteri. Aia a De a fost. intimida, da. Da. Și a fost, bineînțeles, din nou, spun ilegal. Nu ai Păi voie tu bineînțeles că să te ilegal. duci Păi asta le-au și spus să spui. avocații ieri sau astăzi dimineață. Bă, v-a trecut un pic furia. Fii atent aici, nu mai dați declarații de astea, că pierdem în instanță. Vă spunem de acum. Se duc ăștia, dacă sunt serioși, Ronaldo cu banii lui, că nu-l mai lăsați să joace la Naționala Portugaliei, dacă își pune mintea cu voi, se duce la Dreptul la Curtea muncă Europeană a este Drepturilor Omului, garantat se în duce Constituția unei țări. exact, Este, deci oriunde nu se va poți tu duce, să el va spui că nu. câștiga procesul, calmați-vă că îi plătiți daune după aia. Și ăla nu ia bani, eu nu-l Ok. conducesc cu 5.000. Din moment ce ăia le-au dat autorizație, că e piață liberă, tribunal, da, tribunal de la Haga, am înțeles, Sorina așa mi-a spus, îmi pare că nu pot să-l chem în emisiune. Cum poți, mă, dacă un tribunal i-a dat hârtie și le-a spus, e ca și cum au o personalitate juridică? Cum poți să vii tu să-mi spui că dacă respect legile țării, plătesc impozit, tu poți să vii să-mi spui mie că nu am voie? Nu Bine, sunt multe cred că de la aberații. Haga, de la Madrid am înțeles eu. Da. Cum fiți atenți, legea României care spune că trebuie să existe o singură federație pentru fiecare sport. Și totuși, deci nici FRF-ul și nici LPF-ul nu sunt trecute în registrul de federație. Dar există și LPF. Păi n-a spus, mă, că există o singură federație la care trebuie să fiu afiliat? Eu nu sunt afiliat la FRF, eu sunt afiliat la LPF. Deci avem din start, practic, sunt două federații. Bine, ei spun că LPF-ul e în subordinea FRF-ului, dar ele n-au nicio treabă. Că FRF-ul nu poate să decidă ce se întâmplă la LPF sub nicio formă. Ei n-au ce să facă. Și mai e o chestie care, nu știu, poate Și nici mai. nu știu. Tu știi că FRF-ul nu e trecut ca FRF la FIFA. Dar E cum? trecut ca asociație. A, e după numele vechi înseamnă Da, că. este FRFA. Este FRFA pentru că, ce crezi, sunt bani de la stat. Sunt bani Da. publici. În România se folosesc bani publici. Ăia de Nu mă la Chiajna, surprinde. care nu vor să-i recunoască ei, ăia de la voluntari, domnul Eftimie, care ia câte 600 de mii și spune că n-a făcut nimic, domnul Gică Hagi, care face împrumuturi sau primește de la Ovidiu 20 de hectare de teren, banii ăia publici. E, acolo ne aflăm. De asta și spun că suntem amatori. Și Ia uitați Federația aici Română că am găsit acum numele legal al Superligii este European Super League Company, SL. SL vine de la Sociedad Steaua Limitat. Liberă. De la De la Steaua Liberă, Steaua exact. Steaua Liberă și în spatele acestei Superligi. Incredibil, frate, da, așa este. Bă, până unde am ajuns, bă, cu Steaua Liberă, mă. Cât rău facem noi fotbalului. De la ce vine SL? Serios acum. Nu, de la Sociedad Superlig. Limitat. Un fel de O prescurtare. societate limitată. Da. Un fel de prescurtare de la SRL, practic. Da. Știi?
Fraților, nu o să se uite nimeni la niciun campionat mondial fără Ronaldo, Messi și toți aceia care joacă în Superliga. Unde ce o să joace semifinală Papua Noua Guinee cu cine? Cu Lituania? Da, și o să arbitreze Hategan, din când am și înțeles. Hategan, arbitru principal. Și confundă doi papuași, le spune negri și iese iar scandal, dar măcar e piperat. Măcar e picerat. Joc cu toți în genunchi, cu pumnul în aer, cu ca Black Panther. Hai să fim serioși. Ăsta e un gest disperat care l-a făcut UEFA. Ei își dau seama că s-a cam terminat. Nu prea ai ce să le faci la ăștia. Dacă ei s-au înțeles, nu ai cum să-i combati. Ei acum, auzi, știi cum e Ceferin ăsta, Adi? Exact ca Ceaușescu în 21 decembrie. Vă mai dau 100 de lei, vă mai măresc alocația, vă mai dau niște salam. Că știa că îi fuge pământul de scucioare. Păi da, dar... Exact. Li s-a spus, aveau de ales românii între 100 de lei sau să furăm cât putem. Exact. Și au ales varianta B. Au ales... S-a întrerupt, prieteni, îmi pare rău, Hangouts-ul. O să încerc să reconectez. Până atunci o să rămâneți cu mine. Îmi cer scuze că rămâneți numai cu mine, însă se mai întâmplă din când în când lucrurile acestea, probleme tehnice. Sau nu se întâmplă, nu știu, nu-mi dau seama. Da, ceva s-a întâmplat, este blocat Hangouts-ul. O să încerc să-l redeschid. Până atunci... Vreau să vă citesc, până reușesc să redeschid ca să nu fie timp mort, vreau să vă citesc o declarație dată de, să o găsesc așa, Florentino Perez, șeful de la Real Madrid, care s-a cam săturat de băieții ăștia de la FIFA și UEFA și a spus, bă, stați puțin că nu-i chiar așa, nu puteți voi să... faceți chiar tot. Și zice Florentino Perez așa, players excluded from international matches or tournaments, adică jucători excluși de la campionate internaționale sau alte campionate, acest lucru nu o să se întâmple. Vreau să asigur fiecare jucător că nu îi poate opri nimeni să joace fotbal pentru echipele lor naționale. Amenințări de la președintele UEFA, râde, în paranteză, așa să fie. Real Madrid nu o să fie interzisă în Champions League, vă garantez asta 100%. Nimeni nu poate să ne ia nouă Champions League-ul. UEFA a pregătit un nou format de Champions League din 2024, însă în 2024 să fie prea târziu, noi o să fim morți dacă așteptăm. Noi nu suntem proprietatea celor de la UEFA, nu ne pot conduce ei pe noi. Monopolul UEFA s-a terminat, o nouă eră va începe. Asta a spus președintele celor de la Real Madrid, o declarație, zic eu, de bun simț, da? Un răspuns foarte bun dat acestor amenințări venite din partea unui președinte UEFA, care eu sincer nu înțeleg la ce s-a gândit în momentul în care a dat această declarație. Cumva eu cred că a intrat în panică omul. Ceva s-a întâmplat, acolo s-a speriat, n-a știut cum să procedeze și atunci a dat declarații astea, amenințările astea, sau poate totul a fost calculat, cum am zis mai devreme, și a încercat cumva să bage panică în suporteri. În orice caz, declarațiile lui au fost tâmpite și ilegale, cum am spus înainte. Au cluburile, da? Că-s bani să pot reinvesti în transferuri. Da. De ce vorbiți? De ce vă interesează atât de mult banii și transferurile și partea financiară? Pe mine mă interesează în principal partea fotbalistică. Partea fotbalistică, Flavius, este că Atletico o să joace cu Bayern München în decurs de... Că ai văzut cum se vor face. Deci dacă sunt 20 de echipe, se împart în grupe de câte 10, două grupe de câte 10 și se joacă tur-retur. Deci 18 meciuri într-o grupă. Da? Și tu alea 18 meciuri toate sunt tari. După ce Real joacă din 18 meciuri în Spania două interesante sau trei, adică Atletico și Barcelona, dintr-o dată toate 18 o să fie interesante. Sau 15 din 18. Băieți, dați-mi voie, vă rog frumos să vă întrerup. S-a întrerupt înainte
câteva minute hangouts-ul. Nu cred că v-ați mai auzit, adică nu cred, sunt sigur că nu v-ați mai auzit, nu știu ce ați discutat. Noi ne-am auzit între noi. Ție ți-a picat aplicație, conexiunea. Păi da, dar la mine este și aparatul de transmitere a emisiunii, deci oamenii nu v-au auzit. Eu cred că ne dezafiliem de la, adică, de la emisiunea viitoare, ne facem noua noastră emisiune. Ne-am făcut liga privată, am intrat eu și am făcut liga privată. Ce să mai zic, vedeți? M-au lucrat. N-am fost atent două minute și au și scăpat de mine. Bă, asta e lumea modernă în care trăim, n-avem ce să facem. Bun, băieți... Care e expresia care îmi place mie când eu spun un neagigi referitor de multe altele? Nu pot, să spun, nu știi cine ascultă. Ascultă copii, poate. E gata. E gata. Eu mă gândeam la altă expresie pe care o știu, că numai la prostiție când eu eram civilizat. Bun, băieți, îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar trebuie să mergem un pic mai departe, să discutăm alt subiect. Până să intru cu voi, am citit o declarație dată de Florentino Perez, declarație prin care acesta a spus foarte clar, nu contează ce zice UEFA, îi asigur eu pe jucători că nu o să fie excluși de la echipele naționale și foarte important, a zis două lucruri pe final. UEFA are în gând un plan de reformare a Champions League pentru 2024, dar 2024 ar fi prea târziu pentru noi. Se referea la cluburile mari care, poate că ați văzut și voi, s-au plâns că au anumite datorii foarte mari și că trebuie de asta să facă bani rapid ca să-și poată plăti datoriile. Și iar ultimul lucru pe care l-a spus, cred că cel mai important, zice, noi nu suntem proprietatea celor de la UEFA, nu pot ei să ne conducă pe noi, monopolul celor de la UEFA s-a terminat, o nouă eră începe. Sunteți de acord cu declarația asta? Nu mă interesează părerea voastră în legătură cu Superliga, dacă sunteți pentru sau nu, dar cu ideea asta, se schimbă fotbalul acum? Vine o nouă eră? Da, păi s-a schimbat lumea. Cum să nu se schimbe și fotbalul? E logic. Fotbalul e cea mai bună oglindă a societății din punctul meu de vedere. Și cu ocazia asta îl salut și pe Cristi, care a intrat și el cu noi. Salutări, băieți. Salut. Salutare. Cristi, te rog frumos, rapid, să ne spui și tu părerea ta despre această Superligă, ca să știi ascultătorii, mergând mai departe, care este poziția ta. Ești pentru sau împotrivă? Împotrivă total. Mi se pare o mizerie maximă. Zile rapid, de ce? Păi foarte rapid. În primul rând am concentrat toată puterea în jurul câtorva echipe și eu chiar n-am chef să văd echipele alea non-stop. Bun, dar nimeni nu te obligă să le vezi. Dar cine te obligă? Păi, tu, tocmai asta zic. Și de ce trebuie să înființezi o chestiune și să distrugi pe toate celelalte? Care e faza? Dar de ce distruse celelalte? Uite așa, pentru că după ce că ne-a nenorocit pe noi ăștia din Est și nu știu care tip a publicat o chestie, un clipuleț astăzi, n-am văzut și eu, care se vorbea, da, de ce Steaua nu e invitată, de exemplu, la competiția asta. Uite, o idee, de exemplu. Ce crezi, că n-ar face audiență? Nu, n-ar Steaua? Face. De ce? Pentru ei e un meci mort. Pentru ei e un meci mort. Nu faci. Și doar publicul din România, pentru ei nu e interesant. Da, crezi că faci cu Manchester? Că dacă mă întrebi jucătorul, aia e problema ta, dar nu e problema nici că îmi place mie Manchester sau nu. Este problema lor. Deci Manchester și Tottenham, când o să joace împreună, așa. Hai să nu ne supărăm acum. Bă, ăia sunt plătitori acolo. Bă. Și ăia generează bani și audiențe. Nu, deci Manchester vrea să vadă pe Tottenham, Tottenham vrea să vadă pe Man United, bătut. Toată audiența pe plan mondial e în cădere, pentru că fotbalul actual, o să spun o chestie și poate să mă înjurați, dar el este mediocru. Da. Deci inclusiv în Champions League, vezi dedicații de minge, vezi execuții mizerabile, avem câteva vârfuri, Messi, Ronaldo deja sunt istorie, Neymar le carcă pe urme și din urmă nu vine nimic, tată. Haaland și cu Mbappé, cam atât. Voi cam atât. Ar trebui să te bucuri că ăștia nu mai joacă în Champions League și că Champions League va rămâne pentru alții. Eu așa mă gândeam. Exact, nu. Așa gândeam și dacă eu. Dacă spui că sunt meciuri plictisitoare și că și chiar și mari de există, vedere, da. Deci vor fi mai exact rutină. Tu greșești într-o privință foarte grav și nu știu dacă vă fi de acord cu mine sau nu. Hai să lăsăm Superliga deoparte și mie mi-este dor de Rivaldo,
Și mie mi-este dor de Ronaldinho, și mie așa. Mi-este dor de Gealminia, și de, îți mai dau dacă vrei încă 34 de minute, dar trebuie să accept că fotbalul de astăzi are un Lampard, are un Ndombele, s-a schimbat fotbalul, are un Toni Kroos, nu o să mai am magicien, că așa a devenit fotbalul. Și pe cine mai interesează, crede-mă, că nu mai face agență nici cu Superliga lui Pește. Dar ne adaptăm, așa cum nu mai există Tudorel Stoica. Păi cum să te adaptezi? Păi n-am adaptat. Dar nu, eu nu m-am adaptat. Nu pot să mă uit la Toni Kroos și la altul, la Casemiro. Nu, da, Cristi, Cristi. Nimeni. Aici nu e vorba de obligație. Cristi, dar dacă... Obligat că nu mă obligă nimeni. Cristi, am o întrebare pentru tine. Dacă ca răspuns la Superliga, niște cluburi din estul Europei, să zicem, Steaua București, Partizan, Steaua Roșie, Olympiacos, Pireu... Hajduk Split. Da, dacă aceste cluburi își fac și ele o ligă est-europeană, te uiți la Liga Est-Europeană? Păi că mă uit numai când joacă Steaua. Păi bun, dar te uiți. Atât. Păi... Restul nu mă interesează, cum nu mă interesează acum Champions League-ul foarte tare, o mizerie. Păi vezi, asta e treaba. Deci până la urmă... De ce ai face chestia aia altă numită Superliga lui Pește Plăjit? Da? Și pentru ce-ai face? Pentru cei care cer acest produs. Există o cerere pentru acest produs? Eu nu cred. Ba da, eu îți garantez că există. Nu cred. Uite-te pe nu uite-te mare, în China. Nu, da, uite-te secunde. În China. Cristi. Eu cred că există, dar nu atât de mare. Cristi, uite-te în China. China în acest moment este cea mai importantă piață de desfacere pentru toată lumea. NBA-ul din Statele Unite... Mai că nu se pune în genunchi în fața lui Xi Jinping să-i desfacă șlițul. Și ce să faci, frate, să distrugi fotbalul, că se vrea să uite dar chinezi? Nu distrugi fotbalul, dar nu distrugi că astea 12 echipe din Superliga nu reprezintă fotbalul, Cristi. Bă, Cristi, dacă te faci socios la Steaua, tu ești socios la Steaua și ești întrebat dacă vrei să faci chestia asta sau nu. Și tu spui nu. Și Steaua joacă doar în liga asta este europeană. Tu ai stop. Tu ai dreptul să decizi ce se întâmplă la Real Madrid, Bayern sau o socios de la alte echipe? Nu ai dreptul. Da. De ce să nu am dreptul? Că ei au nenorocit. Păi, dar cum adică? Ai inventat legea fair play-ului financiar, ai dat 500 de milioane lui Messi în 4 ani și când intri în... Auzi, ascultă-mă, când intri în rahat, faci Superliga lui Pește Prăjit, că a venit JP Morgan să-ți dea bani, nu? Da, auzi, Cristi, stai puțin. Băieți, stați puțin. Cristi a zis ceva foarte important acum. Legat de fair play-ul financiar. Hai să nu uităm că aceste cluburi mari deja fentează fair play-ul financiar. Asta spun. Și avem cazul Manchester City care pe față a încălcat fair play-ul financiar. Că PSG-ul, nu? La fel. Da, da exact. Și n-a puțin nimic. Mai dau un exemplu care nu are nicio legătură cu fair play-ul financiar și cu UEFA. Real Madrid a avut de dat 300 de milioane. A venit primăria, a cumpărat stadionul și a doua zi l-a făcut cu titlul de donație. Hai să lăsăm fair play financiar, că până să ajungem să se facă legea aia, au fost ajutate toate cluburile. Dinamo și CFR nu trebuiau să mai existe. În momentul în care ți-ai pronunțat insolvența, tu nu mai ești scout în fotbal, mă. Deci ce vorbești? Hai să revenim la Superliga asta. Păi spun, tu nu ai de ceva? Decizi ce vrea suporterul de la Benfica. Dacă ăla nu vrea să joace cu Steaua, atunci îți fac altceva. E dreptul lui, bă, Cristi. UEFA și ce ar trebui să le facă? Să le dea o mare UE. Nu, UEFA nu mai există. Hai să spun, nu e adevărat că nu există. UEFA e tot. Nu, nu mai are treabă. UEFA, uite. Ați sărit pe mine toți și nu pot să zic și o părere. Eu v-am ascultat. Băieți, vă rog, opriți-vă. Ăsta avocatul diavolului seara asta. Zic, Cristi, stai puțin. Cristi, nu ești avocatul diavolului. Aici nu există opoziție. Da, aici nu există opoziție. Am intrat să discutăm subiectul. Exact. Așa, tu ești, nu contează. Asta nu... Nu să ne supărăm între seara. Noi, nu ne certăm. Cristi, tu ai ascultat emisiunea de la început? Eu am spus, nu știu dacă ai fost atent, eu am spus că mă situez de ambele tabere. Pentru că bogații vor deveni mai bogați și săracii nu știu dacă devin neapărat mai bogați. Deci nu mă deranjează că bogații devin mai bogați. Dar aici nu este vorba despre asta. Așa cum tu ești suporterul Steelei... Lucrurile este cel. Fotbalul va fi mai sărac. Băieți, două secunde, mi se spune că nu se aude dacă toți vorbim așa că hai să facem așa. O să discutăm despre subiectul ăsta și o să vă dau eu cuvântul la fiecare, așa e ok? Eu mai vreau să zic o idee, dacă îmi dai voie. Zi, te rog, Cristi. Am intrat mai târziu puțin și vreau să spun doar atât.
le-aș da voie să-și facă Superliga asta, dar din momentul în care au început să joace, nu le mai dau voie să facă niciun transfer de la celelalte echipe care au rămas în competițiile organizate de UEFA. O idee bună. Se încalcă drepturile omului. Nu, o idee bună. Nu, aș face... Așa, rămâi cu competiția ta. Aș face... aș fi de acord cu Cristi. Dacă eu mă angajez la IPM și mâine... Dacă tu te angajezi... Nu, Luki, stai puțin. Luki, eu sunt de acord... Luki, eu sunt de acord cu Cristi și îți explic și de ce. Aș face ca fotbaliștii să se afilieze la aceste federații la care ei vor să joace. Exact. Și bineînțeles, dacă ei vor să se despartă de aceste federații, să poată să facă, dar în momentul în care li se termină contractul. Nu să fie vânduți ca niște sclavi pentru bani. Eu nu sunt de acord, eu nu am fost niciodată de acord cu această practică a transferului de jucători, precum achiziția de vite. Nu auzi, sunt și nu voi fi niciodată de acord. Pot să-ți răspund la asta. Hai să nu zicem că sunt sclav și să-i asemui că ai dat mai înainte. Dar este același lucru. În Brazilia, acum 300 de ani, unora care câștigă 15 milioane de euro pe an. Okay? Bun, dar este același tip de practică. Niciun transfer nu se face în fotbal fără semnătura respectivă. Uite, Luki, hai să-ți dau un exemplu. Eu dacă vreau să mă duc să fac sport, să fac jiu-jitsu la clubul meu, nu pot să mă duc dacă nu sunt... în acest moment afiliat la clubul meu, adică membru al clubului, îmi cer scuze, nu afiliat. Okay. Din cauza restricțiilor, a lockdown-ului, a regulilor de COVID, eu nu mă mai pot duce la club să fac jiu-jitsu brazilian fără a fi membru al clubului. Înțelegi? Da. Deci există regula asta, pe mine nu mă deranjează, mie mi se pare ok, mi se pare într-adevăr o... nesimțire din partea statului să decidă lucrul ăsta, dar când e vorba de competiție, pot să înțeleg din asta ca o regulă. Prietene, vrei să te duci și să joci în zona aia? Perfect. Te afiliezi la federația din zona aia. Nu doar tu, clubul, ci și jucătorul. Să aibă și jucătorul dreptul să se afilieze. Și haideți să vă mai zic o chestie. De ce există impresari? Eu n-am înțeles chestia asta. De ce să existe impresari? Jucătorul poate avea un avocat și mai poate avea, dacă chiar are nevoie, un manager, da? Care să se ocupe de partea administrativă a ceea ce înseamnă jucătorul ăsta. Dar el nu ar trebui să aibă nevoie de un impresar. Impresarul care ce face? Când jucătorul este transferat la o echipă, imediat după ce jucătorul este transferat la o echipă, impresarul ăla se duce să-i caute altă echipă. Păi nu e normal. El tocmai a semnat un contract. Dar asta nu are nicio legătură cu Superliga sau Champions. Din punctul ăsta de vedere, Luki, numai să-mi termin ideea. Din punctul ăsta de vedere, eu sunt de acord cu ce fac americanii. Acel sistem al lor de drafturi. Da, știu drafturi. Jucătorii se înscriu la sistemul ăsta și vin cluburile și îi licitează. Vreau eu să dau atâta pentru tine. Vreau eu să dau atât. Nu, pentru că este așa un civil, este un civil depus. 1700, când veneau, dar nu e așa, Luki, pentru că jucătorul decide. Este un civil depus acolo, cluburile vin și oferă contracte. Îți ofer contractul ăsta, ești de acord? Nu sunt de acord. Mă duc la clubul ăla alalt. Păi da, așa e și acum cu impresar sau fără, să nu înțelegi. Nu e adevărat, pentru că uite ce se mai întâmplă. Eu la fel de inutil ca și UEFA. Luki, stai puțin că tu nu observi un lucru foarte important, un aspect foarte important la toată treaba asta cu impresarii. De multe ori, impresarii forțează transferul jucătorului. Jucătorul s-ar putea el să nu vrea să se transfere. Dar vine impresarul. Dacă își pune semnătura pe contract, înseamnă că vrea. Mulți jucători de fotbal sunt puțin mai... slab dotați intelectual, da? Uite, de exemplu, eu ți-l dau cel mai bun exemplu este Chivu. Pistolul la cap să semneze un contract. Luki. Și în general contractele pe care le semnează sunt pe 10-15 milioane de euro. Luki, stai puțin. Nu e să joace prin Europa? Dar s-a dus în Arabia, că i s-au dat bani mai mulți rădui. Poate exact, să joace în Europa. Nu le plângem de milă jucătorilor. Păi nu le plângem de milă, dar sistemul este greșit. Nu poți să spui că sistemul nu e greșit. Cristi Chivu a avut ofertă de la Barcelona, el a vrut să meargă la Barcelona și Giovanni Becali a zis nu, că Interul dă mai mult.
Interul nu-i dădea lui Chivu mai mult. Interul îi dădea mai mult lui Giovanni Becali. Scuza-mă, te rog, Adi. Impresarea au ajuns niște unelte de manipulare, niște pârghii tot ale amparilor, amarilor cluburi, care au marile interese de a aduce jucători. Eu așa o văd, cel puțin în ultimii ani, practic impresarea au devenit oamenii de casă ai unor cluburi de fotbal. Da. Nu mai sunt independenți, nu mai aleg de multe ori. Ei sunt practic puși acolo doar pentru a convinge niște jucători, pentru a vedea care este mișcarea pe piață, pentru a vorbi cu alte cluburi indirect. Deci, practic, au devenit impresarii niște unelte, niște agenți comerciali, tot ai culoarea marilor cluburi. Sunt parte dintr-o caracatiță. Sunt parte dintr-o caracatiță. Pentru că, gândiți-vă așa, voi aveți impresia că dacă apare vreun talent în Brazilia, am putea noi trei să-l manageriem? Nici de cum. O să ni se spună, bă băieți, vă dau partea voastră. Vă spun că așa face Prodanca. Are mulți impresari sub ea. Vă dau și vouă partea voastră și de restul mă ocup eu. Adică, gen, suntem impresari mai mici sub alți impresari. Așa se lucrează. Adică să nu credeți că există vreun talent și o să-l scape dacă e vreun talent în Italia și e nesemnat la 18 ani, pe Liara Iola oricum. Sau știți ce face? Să duce și spune, da mă, cu cât e semnat. Păi uite, mi s-au dat și mie 3.000 de euro, 5.000 de euro. Ia mă, uite, dă-i lui Mătă 10.000, dă-i lui Tactu 10.000, cât trebuie să-l despăgubești pe la 100.000. Ia mă, 100.000 și mai dau eu 100.000 ca să stai liniștit cu familia. Da? Cristi, cum răspunzi? Cam asta o să fie și... Băieți, stați puțin. Stați puțin. Cristi, cum răspunzi la ce a zis Adic? Am văzut că vrei să zici ceva. Păi nu știu, aveam o problemă cu Superliga asta. Deci, din punctul meu de vedere, nu cred că o să existe. Asta mi este clar, 100%. E semnată deja, ghinion. Nu contează. Nu a intrat nimic, stați cu minți. Din punctul meu de vedere, nu cred că va exista o asemenea mizerie. Și așa, deci, faptul că intră Juventus sau Milan, pe mine nu mă face și cred că pe nimeni să se uite la meci care intră Milan. Și dacă intră Milan, ce? Nu, dacă nu intră mediocritatea aia de Manchester, ce? Așa cine se uită? Să ce? Păi e mai interesant decât Ludogorets Razgrad. Nu știu. Acum 2 ani, dacă îmi spunea cineva că eu nu pot să ies cu mască, decât cu mască afară, că mi-au amende, aș fi spus fie că e tâmpit, fie că e idiot, una din două. Astăzi, dacă mă uit afară, s-ar putea să avem dreptate cu varianta care mi-a propus-o acel individ. Deci, totul se poate. Este dreptul lor. Dacă nu va fi ok ca și competiție și într-adevăr nu va da rezultatele care le vor avea, ei oricum se pot răzgândi și se pot reorganiza altfel. Dar tu n-ai cum să oprești pe cineva, îți înțeleg punctul de vedere că fotbalul cumva devine mai sărac, că și eu poate mi-aș fi dorit, l-am dat să văd un meci mare. Dar și dacă vedeam acel meci mare, cum a zis și Adi, bă, nu vreau să mă duc să iau 18-0. Nu vreau să mă duc să iau 18-0. Și oricum ei lucrează cu familiile lor, că vorbeam mai devreme și de impresari. Vă dau un exemplu și închei partea cu impresarii și cu sărăcia în fotbal. Loții Biolonii povestea la un moment dat că putea să-l ia pe Quaresma și pe Cristiano Ronaldo. S-a dus la Lisabona, i-a spus, bă, am doi puști excepționali. I-a cerut Cristiano Ronaldo, nu știu, 100.000 sau ceva de genul ăsta și Quaresma i-a cerut un Porsche ca el. Știți ce zicea Giovanni cu Găzvan? Cea mai mare prostie din viața mea că n-am vrut să le dau. Că puteam să iau și să fac 100 de milioane cu ei. Cam așa merge fotbalul. Da, deci ăia de la 17-18 ani aveau pretențiile astea. Da? Deci ăsta e toată lumea vrea bani, ăștia de-aia vin acolo. Cristiano Ronaldo și la 36 de ani, nu o să se supere, băi, Cristi, dacă îi dă cineva încă... Ia vino Cristiano înapoi la Madrid, cât aveți salariul Juventus? 9 miliarde. Cristiano, îți dăm 18. Îți dăm 18, mai joci un an la noi. Eu sunt sigur, Cristiano o să zică, bă, dar fanii din România ce fac cu ei? Că ea nu o să vadă, mă, Steaua Real Madrid niciodată. Eu cred că o să fie... Bineînțeles, mă, da. Eu cred că o să fie supărat rău, mă. Suntem toți pe aceeași lungime de undă că impresarii nu sunt buni, sunt inutili și afectează egal și Champions League și nou înființata Superliga. Pentru că o să funcționeze ambele în paralel. Dar e vorba până la urmă despre libertatea de asociere care e garantată de Declarația Universală a Drepturilor Omului, fraților. Dacă ei vor să se dezafilieze, să-și facă liga lor, cum și noi putem să ne organizăm online și să jucăm poker, nu e nicio lege care să ne interzică chestia asta. Poți să plângă unii cât bine vor. Cristi, te rog de mine să nu mai intri la Scutariu sau la CSS. Ești de acord cu mine? Da, că ai vorbit la Steaua Liber. Păi nu mai poți la noi. I-aș răspunde lui Cristi, fotbalul din Estul Europei n-a fost băgat în rahat de către UEFA și de către FIFA. Putem să găsim mii de
de tâmpenii pe care au făcut UEFA și FIFA. Fotbalul din Estul Europei arată, și din România în special, arată cum arată datorită românilor. Datorită celor care au condus. Acelei legi tâmpite care le-a dat dreptul de, așa zisul, drept de muncă și a ajuns în situația caragioasă să câștigi o cupă europeană, Inter 2010, fără niciun italian în primul 11. Așa ceva pentru mine nu există. Uniunea Europeană, nu UEFA. Nu, două secunde. A fost, exact. A fost un proces câștigat la nivelul Uniunii Europene, despre dreptul de la muncă. Nu era, avea treabă cu UEFA, ne UEFA. Au fost obligați. Cristi, ascultă-mă, eu vorbesc înainte de legea Bosman. Da, înainte de legea Bosman, am fost și noi cu Steaua pe acolo, prin grupele alea. Erau dreptul la doi jucători străini. Noi n-aveam la Steaua, că eram comuniști, dar Barcelona l-a avut pe Schuster și pe nu mai știu care, Archibald. Așa, doi străini și mai târziu trei. Deci oricum erau trei. Păi dacă n-am jucat cu Milan, nu erau trei olandezi în lot, asta înainte de legea. Luki, dar opriți-vă o secundă. Atât, trebuie să rămână maxim. Cristi, îți dau un exemplu și bă, dau dreptate. Până la urmă nu pot. Te va câștiga fără niciun italian. Dar te rog din inimă să te duci pe la Londra, toate șaurmeriile la rând, să-i convingi pe român. Trează numai România, bă. Să-i spui, bă, să nu mai stai pe 2000 de lire, să nu mai trimiți 1000 în țară, ci să vii în România, că așa e, să fim tot România acasă. Și să nu mai muncești exact. Tu acolo. Au plecat 6 milioane de români. Ce poți să le spui? O să le spui și la aia, la fel? Asta e un excelent exemplu pentru... Ai dreptate, tu ai dreptate, dar n-ai dreptate. Libertatea de circulație și de mișcare sunt garantate în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Nu poți să interzici. Da, bă, dar nu poți să... Cum să spun eu? Nu interzici. Sunt de acord cu tine. Problema este că rezolvarea e tot la suporteri. Și ea se numește... Am scap acum, că am un lapsus. Cum se cheamă asta? Când eviți să cumperi un produs, să-l mai folosești, să-l mai... Boicotezi. Exact. Nu mă mai... Asta fac eu de ani de zile. Nu mă interesează. Două secunde. Eu când văd o echipă care are mai mult de 6 străini, eu nu mă mai uit la meciul ăla. Pentru că s-a mâine dacă aș fi la Steaua și aș ajunge Steaua de străini și aș juca... Nu mă interesează. Nu mă duc la niciun meci. Păi ce e aici? Nu, ce văd aici? Eu vreau echipa mea să câștige. Nu. Cum să-l vezi pe Oghenda la Botoșcean, băi? Oprește-te. Eu dacă mă duc mâine la Steaua și sunt plătit pentru asta și trebuie să fac performanță, eu nu-i dau socoteală. Eu lui Cristi dau socoteală pentru rezultate. Cristi nu-mi cere mie socoteală ce jucători aduc. Iar eu în momentul ăsta, te oprești. Acum eu sunt manager, lasă-mă să fac partea de manager, pe aia mă cert. Eu nu mă duc să-i dau mă lui Hagi 4 milioane pe 2 jucători care nu fac decât 100 de mii. Bă, e dreptul meu. Păi stai frate, stai că ești Gigi Becali 2, cum ar fi. Nu? Că-i dreptul tău și eu ca suport, tu ca manager. Acum suntem într-o discuție imaginară. Eu sunt plătit să fac performanță. Tu vii la stadion doar dacă vrei, e o diferență. Pe cum? Adică dacă vreau, păi ți-ai cumpărat echipă, dacă ai cumpărat-o sau cum funcționează aici, că nu-mi dau seama. Deci, eu dacă sunt pus la o echipă... Așa gândește Gigi. Îți dau exemplu. Nu, eu trebuie să fac performanță. Și nu poate să asta zice Gigi. Fac ce vreau. Păi da, dar el nu face performanță. E așa, gândește că face. Eu ți-am dat un exemplu adaptat la fotbalul din România. Eu nu-i dau lui Hagi 2 milioane pe Boboc dacă mă mai reîncarnez de 50 de ori pe pământul ăsta. Mă duc și mi-au din Franța doi jucători de la Liga a doua și Liga a treia și ți-arăt că nu joc cu Boboc. Și România, la ora actuală, ia bătaie de la Liechtenstein și Macedonia. România nu are fotbaliști Cristi. Și dacă n-ar fi libera trecere și libera muncă, eu n-aș avea cum să fac echipă. Când o să aibă stea un centru de juniori adevărat și România o să producă fotbaliști, da? Atunci tu poți să vii să-mi spui, bă, Adi, noi avem fotbaliști și tu mi le-ai adus pe un gen, da? Înțelegi unde vreau să ajung? Asta e, nu te cer, îți respect părerea. Dar tu trebuie să înțelegi că nu poți să le ai pe toate în viața ta. La un dat trebuie să renunți la ceva. Când o să investim... Ce să renunți, bă, că găsești că decât pelicanul ăla de la Botoșani și nu mai zic că mai sunt și alții și nu vreau să fiu acum, o să dau un rasisme, Botoșanul a ajuns, bă, să aibă 7 jucători de culoare pe acolo, în primul 11, două nebi de treabă. A ajuns să aibă 7 jucători de culoare, pentru că România nu a putut să țină 2-1 cu Armenia. În 15 minute și ne-au făcut... Deci, a ajuns să aibă jucători pe jucători emblemă de culoare. Lazio, Roma, dacă vorbim. Eu mi-i discut culoarea. Lazio, capitanul echipei lui Lazio și cu meciul de 10 ani era Radu Ștefan, care îl depășește curând pe Pepe Favali.
Du-te și, du-te și spune de la Lazio. L-a depășit cu câteva meciuri deja. Băieți, băieți, stop, 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 băieți. Să fie un idol la Lazio. Haideți să, haideți să oprim discuția asta aici, pentru că nu are rost să mergem noi în discuții despre rasă și nu mai știu eu ce și așa mai departe. Oricum am vorbit destul despre transferuri. Hai să ne întoarcem la Superliga. Eu, vă uitați pe ecran? Da. Am pus declarația dată de alt impostor, Gianni Infantino, care a declarat în momentul în care a aflat de Superliga că FIFA este o organizație construită pe adevăratele valori ale sportului. Râdem puțin. A băut ceva, vreau și eu de la el. Deci, da, bun. Știți unde vreau să duc eu discuția acum? La disperarea aceasta a FIFA și UEFA, care odată cu apariția acestei superligi, au devenit un fel de virgine sfinte. Da, numai ei sunt apărătorii dreptății în fotbal, ei sunt cei care iubesc fotbalul cel mai mult, ei sunt. Și automat am uitat de toate aspectele de care noi am mai vorbit până acum, descinderile polițiștilor, arestările, cazurile de corupție, Platini, Sepp Blatter și așa mai departe. Vreau să vă întreb pe voi, cum vi se pare răspunsul dat de FIFA și UEFA după ce a fost anunțată această Superligă? Vreau să încep cu Cristi. Nu știu, cum să spun eu, eu nu cred realmente în porcăria asta de Superligă. Eu nu cred că se va avea o finalitate proiectul ăsta. Păi, din punctul meu de vedere, e mort înainte de a apărea. N-am niciun dubiu. Așa cred eu. Deci okay. Nu ai cum, e în afara oricărei logici. Bun. Îmi dai voi o replică. Adi, tu ești ultimul. Tu ești ultimul. Lucky răspunde acum, după care Flavius. Păi eu am făcut deja analogia cu prostituata bătrână. Deci le fuge pământul de sub picioare și a apărut o una mai tânără și mai frumoasă și acum încearcă să amenințe, să baneze, să interzică, să facă, să dreagă, pentru că își dau seama că pierd controlul unui sport care nu trebuia niciodată să le aparțină. Ăștia sunt niște căpușe, UEFA și FIFA și CONMEBOL și CONCACAF și toate la un loc, corupte până în măduva oaselor, ceea ce... Că de ce n-a venit FBI-ul să facă raid la mine acasă și s-a dus la Nyon să facă să-i aresteze pe toți aia? Deci ei sunt în ultime, sunt ținuți artificial, sunt în moarte clinică, acolo mai pipăie cât un pic aparatul ăla din când în când și sunt pe butuci financiar, pentru că de acolo li se trage seva lor. Dacă le-ai luat bănuțul și le-ai luat produsul principal, care e Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Juventus, își dau seama că cu Ludogorets, Razgrad și Olimpia Ljubljana nu o să fac niciodată treaba asta. Și chiar stau în București. Deci, și chiar stau București în condițiile astea. Dacă se făcea Superliga în anii 80, Steaua era invitată, sunt convins. Dar uite că n-a fost să fie. Zi până 95 dacă se făcea, nu până în anii 80. Chiar până 95. Că noi, exact. Deci, încă o dată, e un răspuns isteric de om disperat, de om care se nea. Și la ăștia, FIFA a fost mai reticent și au dat declarația după 48 de ore, dar pun pariu când a apărut duminică știrea că luau foc și aia pe la Geneva. Pe acolo. Auzi, eu văd acum știre 21-43, e 21-49 acum. Văd că Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid, Barcelona vor să se retragă din Superliga Europei. Discutăm, am lăsat asta pe final. A anunțat și Atletico Madrid. Eu vă spun că așa ceva nu are cum, e împotriva oricărei logici. N-ai cum. E o mizerie. Ideea în sine e o porcărie. Cristi, discutăm despre asta pe final. Am lăsat știrea asta pe final. Vreau să văd părerea lui Flavius și apoi părerea lui Adi și trecem mai departe cu subiectul. Exact asta am vrut, m-a luat Cristi ideea din... cu ideea asta voiam să intervin și eu. Am văzut că special Chelsea și City bat în retragere. Și sunt total de acord cu Lucky, cu ceea ce susține și cu corupția de la cel mai înalt nivel din organizațiile internaționale de fotbal, dar prefer să rămână totuși o mică, un
un mic procentaj acolo de poveste de fotbal, să rămână fotbalul așa cum este, chiar dacă organizațiile și politica este atât de coruptă și noi nu o să avem niciodată loc acolo, decât să văd o încercare de asta dubioasă între echipe mari care nu duce, din punctul meu de vedere, nu duce la nimic spectaculos și la nimic autentic. Și acum vin și vă dau un exemplu care îmi vine acum aminte, mă aduc aminte de finala pe care am văzut-o de pe Olimpico din Roma, Juve cu Milan, Coppa Italia, era în 2016. Și Milan depindea de finala asta ca să joace în Europa, da? A pierdut prin golul lui Morata în prelungiri 1-0 și tot stadionul a strigat Sassuolo, Sassuolo, pentru că Milan a pierdut încă o dată dreptul de a juca în Europa. E, lucrul ăsta se pierde prin Soccer League-ul ăsta, da? Pentru că Milan nu mai contează că n-a mai jucat la nivel înalt de 7-8 ani în Champions League, va juca an de an Superliga, pentru că e un club mare, un club de istorie, un club cu mare istorie, cu mulți suporteri în spate, un club cu mulți bani, care a fost cumpărat și tranzacționat și dus din India în China și peste tot în lume și practic se pierde farmecul ăsta de suporteri, se pierde pasiunea din fotbal. Și cu asta am spus totul. Tocmai de asta am intrat să discut cu voi în seara asta și să vă spun părerea. Adi. Nu știu dacă câțiva dintre voi sau mai mulți ați văzut secretul lui Bacchus. La un moment dat, nenea Bacchus îi spune unui om care spunea că este incoruptibil, avea un schimb de replici. Și domnul Sterea îi spune, tovarășul Sterea nu se vinde. Iar nenea Bacchus îi spune, e cumpărat deja. Exact și aici, nu vă faceți planuri, că ăștia n-au făcut chestia asta într-o zi. Asta e rezolvată de mult. Și de aici încolo UEFA și tot ce înseamnă intermediar prin fotbal o să cam ducă la gârlă. Iar dacă ăsta este prețul ca UEFA să dispară și FIFA și să vedem Federația Română de Fotbal să ducă dracu și ea, mi-ar place la nebunie. Deci să facă Superliga de Fotbal, că e foarte bine. Chiar dacă am rezerva asta că săracii devin poate mai săraci și bogații devin mai bogați. Băieți, eu vă las... Vă urez o seară frumoasă. Uită. Să facă ăștia toate super. Pleci acum la final, mai stai 10 minute. Să mai stau 10 minute. Mai stai 10 minute că încheiem. Acum sunt ultimele două subiecte pe care vreau să le dezbatem. Ultimul subiect îl las știrea cu cluburile care se retrag, dar vreau înainte să trecem la asta să comentăm un picuț declarația penibilă, patetică dată de Ceferin. Acesta a spus așa. La congres UEFA a vorbit despre Steaua București, a zis unde era Manchester United în deceniul dinainte de venirea lui Sir Alex Ferguson. Vă amintiți? Sunt sigur de asta. Și unde era Juventus acum 15 ani? Din câte știu era în Serie B. Dacă cluburile care au dominat fotbalul european acum 30 sau 40 de ani ar fi decis să înființeze o superligă, cum ar fi arătat? Nottingham Forest, Aston Villa, Hamburg, Steaua București, FC Porto, PSV, Steaua Roșie. Și asta ar fi fost o superligă, spune Alexandru Ceferin. Nu merg mai departe cu comentariile lui pentru că nu mă interesează. Vreau doar să atrag atenția asupra mizeriei din gândirea acestui infect. Și-a adus aminte infectul de Steaua București. Culmea, nu i-a spus FC FCSB. Pentru că pe site-ul asociației pe care o conduce, FC FCSB e trecută ca echipa care a câștigat Champions League. Nu Steaua București. Este pentru că din România nu s-au transmis lucrurile și nu s-au făcut. S-au transmis, dar întrebarea mea este alta. Bun, discutăm și despre aspectul ăsta care ține de Steaua, dar vreau să întreb așa. De ce și-a adus Ceferin aminte de aceste cluburi acum? De ce nu și-a adus aminte de ele acum 15 ani? Că tot vorbea de 15 ani. De ce Nottingham Forest, Aston Villa și Steaua sunt argumente bune atunci când te bați cu echipele care vor să-ți ia din putere și din bani și nu sunt subiecte bune de discuție, nu știu, într-o perioadă mai calmă în care nu sunt probleme? Acest individ, din punctul meu de vedere, se folosește de aceste cluburi acum și tocmai această încercare penibilă de a se folosi de ele, când el le-a ignorat în totalitate până acum,
mă face pe mine să fiu împotriva lui. Nu știu, Cristi, te rog frumos, spune-mi părerea ta. Dacă tot se fac, dacă se ajunge la porcăria asta cu Superliga asta, să facă și o Superliga a fostelor câștigătoare de Champions League care nu sunt în de acord. 12. Eu sunt 15. De acord. Da, ar fi o idee bună. Pisica amosi, fiecare cu amosi. Luchi, părerea ta. Da, păi exact ce spuneam înainte, că la început când a intrat Cristi a zis că eu nu le dau voie să facă cum asta să facă. Uite, acum a venit și a dat seama de eroare și a zis, bă, să nu, n-am spus, două secunde, dacă le trece prin cap, dacă se ajunge la mizeria asta, am zis, sper să nu. Poate să se aducă, da, păi bun, și alții pot considera aia o mizerie. Cu evident că da, evident că da. Deci evident asta că este da. Vorba de libertate, deci ești de acord că e vorba până la urmă de libertatea de alegere și de asociere nu. Care e garantată. Nu. Sunt garantate. De ce să nu fie vorba de asta? Că nu vrei. Nu sunt de acord cu așa ceva. Tu nu ești de acord cu o ligă, dar ești de acord cu alta. Nu, cu niciun nu sunt de acord. Asta ți-am spus. A fost o idee așa ca a pomenit de ele dimen de vreme. Bun, mai Flavius. Cu ce drept cenzurezi tu dreptul omului de a se asocia cu altul? Ăsta e comunist. Pe asta ți-a spus Cristi. Ăsta e comunist. Ce păi da. Este comunist. Am dreptul să mă asociez cu Flaviu și cu Adi să ne facem o cârciumă, să ne dai voie? Sau noi, nu, în primul rând, nu mai, te rog să nu mai vorbești cu noi când te întorci din Canada, că noi primim doar telespectatori și ascultători din România. Eu nu sunt de acord și dacă nu sunt de acord, te rog să te supui. Bun, Cristi, băieți, să băieți, nu mă intri hai la CTT, că mă deranjează. Băieți, doresc, stați, doresc. Că iar nu se aude. Flaviu, părerea ta, te rog. Din punctul meu de vedere, Ceferin ce încearcă să facă? Încearcă cumva să arunce cu noroi în noua organizație. E o organizație exclusivistă și automat, dacă fotbalul până acum deja era pentru echipele din vest, acum ce să mai zicem? Acum a devenit un... Este pentru vestul cel mai de vest. European. Major European Union League Soccer și cu asta am încheiat tot. Zi, Adi. Nu de acord nici cu Soccer League-ul. Continui pe linia asta și sper să bată în retragere cât mai multe cluburi și să obțină ceea ce își doresc sau ceea ce negociază cu UEFA. Eu îmi doresc și mi-am spus-o tot timpul să ca UEFA, FIFA și absolut tot ce este politizat în fotbal să dispară. Eu n-am fost de acord nici măcar cu introducerea VAR-ului, pentru că VAR-ul a schimbat fotbalul foarte mult. Deci și vrei UEFA să dispară, dar hai să ținem cu UEFA să câștige războiul ăsta cu cei care ar putea face să dispară. Nu, e niciun război. Eu vreau fotbalul să devină mai independent de organizații și să nu mai există politică. Păi asta înseamnă Superliga, să devii independent de organizația UEFA. Dacă nu creăm un precedent, nu avem cum să devenim independenți. E simplu. Bă, Lu, fii atent. Nu e vorba că devii independent de UEFA. Aici e vorba că îți iei jucăriile și pleci cu câțiva prieteni acolo și faci tu o ligă exclusivistă. Asta înseamnă independență. M-a întrebat cineva dacă îți dă acord că iei din 1,5 miliarde cât câștigă la drepturile TV, cât iau. M-a întrebat cineva dacă sunt de acord că primesc doar 18 milioane, că intru în grupe? Nu. Hai să vorbim de fotbal. Am vorbit mult de bani și de impresari. Vorbim de fotbal. De ce joc 6 meciuri? De ce joc 6 meciuri? Că tot fotbal joc și eu. Îți spun eu, pentru că nu dau 2 lei pe mine. De-aia. Uite, știi ce vreau să zic? Băieți, din toată chestia asta, o chestie miștocuță care putea să iasă, apropo de ce a zis Ceferin, să repare nedreptatea asta care se întâmplă echipelor din Est și să ne dea voie să mergem cu campioana. Lasă-mă să duc ideea până la capăt. Adi, lasă-l pe Cristi, te rog. Știi că a venit Hagi și a urlat. Mă gândesc că l-aude cineva totuși pe băiatul ăsta. Și să țină cont de ideea asta, Burleanu că tot a prins funcția asta acolo, ar putea să impulsioneze puțin, să spună, bă, campioana, să meargă direct în grupe. Hai să facem favorul ăsta, din rahatul ăsta să iasă ceva util și pentru ceilalți. Și atunci facem, într-adevăr, liga mai atractivă. Mă uiți și eu, bă, că joacă Steaua. Cristi, a plecat Oțișeniu și Coțelul. A plecat Oțișeniu și Coțelul pe regula ta, Cristi. Și? Nu a făcut Oțișeniu. Eu de acord cu tine, dar după aia... Este că s-au săturat de țepele pe care le-au dat Est și fotbal. După aia vine Adi și îmi dă în cap. După aia vine Adi și îmi dă în cap, că unde e Oțișeniu?
Și uite, bun, hai okay. Să spun o chestie legată de Ceferin și închid și eu am închis discuția. Păi Ceferin, l-au pus balaurii ăștia, mă, că el nu se punea singur. Că nu avea cum să ajungă Alexandru Ceferin să ajungă el șef UEFA. Deci ăsta nu poate să amenințe pe nimeni. Că pilele lui Perez l-au pus, pilele lui Putin, băieții din Anglia și ăia când l-au pus un președinte sloven, ăla nu l-au pus, mă, să facă fotbalul sloven mare sau fotbalul românesc. Așa că ăla este un pistol cu apă pus la înaintare, că el n-are nicio putere fără balauri. Iar acum sistemul a hotărât să se divizeze. Și sistemul va omorâ o altă parte din sistem. Și este dreptul lor, fie că ne place, fie că nu. Așa cum am acceptat că românii să duc să culeagă sparanghel, că în Germania să dau 1700 de euro și în România nu să dă nimic, așa trebuie să-i acceptăm și pe ăștia. Iar dacă nu le merge, este și paga lor pe românești. Da, mă, dar pe principiul ăsta rupem și Olimpiada, rupem tot, mă, și spargem toate sporturile în 17 miliarde de fel. Dar oricum e rupt. În momentul în care s-a creat Uniunea Europeană și au apărut discrepanțe enorme între salarii, s-a terminat. Era clar că Uniunea Europeană o să te afecteze în toate domeniile. Că de-aia mâncăm gunoaie de la Lidl și de la Kaufland, lucruri pe care nu le găsesc în Kauflandul din Germania sau din alte părți. Ăsta e adevărul, Cristi. Uniunea Europeană a făcut din România o groapă de gunoi. Cu asta nu e adevărat. Îmi cer scuze dacă te-am luat prea tare. Nu am avut nicio intenție. O salut, băieți, te salut, Adi. Pe noi stau în Dumnezeu să ne auzim de la excelent în sus. Și lăsați-vă să-și facă Superliga. Că doar așa scăpăm de FRP. Sincer, eu îmi văd acum, eu îmi văd ce e în curte la mine. Să ducă dracu cu UEFA lor cu tot, că eu vreau să văd și FRP-ul la pământ. Seară bună, fraților. Bravo. Salut, Adi. Mai bine. Da, noi mergem mai departe. Noi mergem mai departe cu discuția, așa cum v-am spus, știre de ultimă oră, Chelsea, Manchester City, Atletico Madrid, Barcelona, 4 din cele 12 vor să se retragă din Superliga Europei. Jurnalistul The Times, Matt Lawton, zice că Atletico Madrid a fost și ea întoarsă de către protestele fanilor și plănuiește să abandoneze Superliga Europei. Juan Laporta, președintele Barcelonei, a declarat că formația catalană așteaptă opinia fanilor înainte de a lua o decizie. Clubul nu va adera la Superliga Europei până când socios nu vor vota pentru asta, echipa lor, decizia lor. A zis acesta exact ce am discutat și noi aici. Corect. Da? Nu, da. Mai devreme a zicea că nu dore, că eu fac ce vreau, că tu ești suporter și că eu fac, că e business-ul meu. Păi stai, Gogule, că pentru mine îl faci, că dacă nu sunt eu, business-ul tău nu există. Exact. Cristi, am vorbit, scuză-mă că te întrerup, am vorbit mai devreme, încă nu intrase tu, vorbisem cu Luchi și cu Adriani. Important e să știm și părerea suporterilor, special acelor care sunt socio pentru marile cluburi, pentru că ei decid foarte mult și din punctul lor de vedere, depinde practic viitorul fotbalului. Absolut, acum. Absolut, nu te contrazic, sunt de acord. Bun, ce vreau eu și să... Și cu ce schimbă asta? Deci am scăpat de elitismul și de bogăția Super League ca să ne întoarcem la elitismul și la bogăția Champions League. Că tot nu o să joace Steaua în Champions League în următorii 20 de ani, frați. Cu asta voiam să închei. Vreau să vă spun întâi părerea mea. Nu se câștigă nimic dacă nu se face liga. Băieți, asta și nici băieți, se... vreau să vă spun întâi părerea mea legată de retragerea aceasta și despre ca o concluzie pentru Superliga și apoi vreau să comentați și voi, să-mi spuneți dacă am dreptate ce spun sau dacă nu. În primul rând, cred că acest proiect al Superligii și răspunsul UEFA și FIFA pentru acest proiect nu ține neapărat de bani, cred că mai degrabă ține de putere. Cred că UEFA nu este deranjată de faptul că aceste cluburi vor să-și facă o superligă proprie, ci este deranjată de faptul că aceste cluburi vor să-și facă o superligă proprie care nu este afiliată la FIFA și UEFA. Pentru că dacă e vorba de bani și de putere în același timp. Banii și eu sunt de acord, dar aici e vorba și de control. Hai să nu zic putere, ci control. Ei vor controlul. Ei vor să controleze. Practic, ca niște mafioți, vor și ei să-și tragă partea. Că asta nu le place. Nu le place că există o competiție care să nu fie controlată de ei, unde ei să nu aibă niciun cuvânt de spus. Asta este părerea mea. De aici cred că au și venit aceste răspunsuri, unele, v-am spus, ilegale.
Pentru că nu poți. Nimeni nu-ți dă ție voie să spui tu n-ai voie să muncești. Nu vreau eu să te primesc, nu vreau eu să te las pe tine să muncești. Sau invers, să șantajezi jucătorii și să le spui dacă tu îți respecti contractul pentru clubul cu care ai semnat, nu o să mai joci niciodată fotbal. Nu e corect să spui așa ceva. Nu este corect, auzi, și este ilegal. Scuză-mă, te-ai gândit că poate fi și o cacearmă pentru a obține mai multe drepturi și beneficii? Aici voiam să ajung. La încheiere voiam să spun că sunt lucruri pozitive și lucruri negative legate de această Superligă, însă eu cred că dacă această Superligă a fost doar un bluf care cumva să oblige UEFA să se modifice în favoarea acestor cluburi mari, efectul asupra fotbalului o să fie și mai rău, chiar mai rău decât dacă ar fi apărut această Superligă. Pentru că dacă o să se și întâmple. Atunci e grav. Păi da. Atunci o să sufere cine? Tot suporterii aia care spun că moare fotbalul, că doar ăștia bogați, de parcă în ultimii 30 de ani au fi câștigat Sassuolo Cupa Campionilor. Tot Real și Barcelona au câștigat, cum tot Real și Barcelona ar fi câștigat și Super League, din punct de vedere al sărăcii. Știi, adică nu înțeleg care e problema suporterilor cu apariția unei competiții în care tot echipele o să ajungă în sferturi, semifinale și finale. Da. Una e sub tutelă proprie, cea e sub tutela UEFA. De ce lumea ține cu UEFA? Habar n-am, n-o să înțeleg niciodată. E vorba de presă. Tradiție, nu e vorba de UEFA. Eu nu suport. Tradiția în 1955 era alta. Dar mă știi foarte bine că nu suport. Am discutat la teori de corupția din fotbal și din politică. Știi că nu sunt deloc de acord cu corupția din fotbal. Dar despre ce tradiție vorbești, Flavius? Că tradiția competițiilor. Tradiția competiției. Păi a fost un upgrade, nu a apărut atunci. Atunci a venit la un alt nivel. Atunci s-a transformat un pic. Despre asta vorbim. A transformat fundamental, pentru că din momentul ăla nicio echipă care nu avea buget foarte mare, cum avea Steaua, erau toți amatori teoretic în 86, din momentul ăla, odată cu apariția Champions League, s-a elitizat fotbalul european. Ok, Atleti n-ar fi trebuit să joace nicio finală de Champions League. De ce? Pentru că nu câștigase competiția în momentul în care a ajuns în finală, în anul următor. Foarte bine, și nu juca. Și juca în Champions League doar când câștiga campionatul. În 96 și în 2014. Și Real Madrid a câștigat cupele campionilor fără să fie campion în Spania în anul precedent. Nu? Corect, da. După cum spui. Dacă ții la tradiție, ține la tradiția din 1955, când a apărut Cupa Campionilor. Real Madrid a jucat și ca și câștigătoarea în titră a cupei, a Champions League. Păi asta era și pe vremea aia, să fi rămas legea, asta s-a aplicat și Steaua când a câștigat în 86, a intrat direct în turul 2. Dar mare greșeală. Da, mare greșeală, că ne-am dus cu 3 jucători suspendați în coantele în turul 2. A fost o greșeală tactică. O mare prostie, da, o mare prostie. Dar ca să revin la formatul ăsta, deci dacă ești un tradiționalist, Flavius, dacă ești un conservator real, atunci ține cu aia în 50. Sau hai mergem mai înainte de 1955 de Cupa Campionilor Europeni, hai să jucăm cu cipilica pe cap, cum jucau portarii la sfârșitul secolului XIX, fără legea offside-ului, fără VAR, fără nimic, jucăm fără străini, fără nimic. Hai să jucăm cum jucau Wolverhampton cu Aston Villa în 1887, pe terenul noroi. Da. Băieți, cred că putem să ne apropiem de finalul emisiunii, că am dezbătut acest subiect. Nu cred că are vreo finalitate, pentru că subiectul este unul complex, foarte, foarte complex. Avem de o parte corupție, avem de partea cealaltă capitalism, avem foarte multe date aici și foarte multe interese, că știți că așa se zice, sunt multe interese la mijloc, asta este vorba acum. Dar în cazul ăsta chiar sunt multe interese, adică nu este o glumă. Și UEFA are interese. Eu vă mulțumesc, Adio, vă las, fraților, mai da, vorbim. Da, te pupăm, Lupi, sănătate. Da, bine. Ceau. Deci haideți să punem punct aici emisiunea. Acum Flavius și Cristi, sunteți aici. Dacă mai vreți voi în încheiere să mai ziceți ceva.
Vă salut atâta tot. Eram curios ce părere are Diego despre această superligă, dar din păcate nu o vom mai ști niciodată. De ce? Stai. Părerea lui Diego. Păi da, dar... Diego, mă gândeam la Simeone, îmi cer scuze, acum îmi dau două palme pentru că un Diego există. El Dios. Aoleu. Bine, dar salut, seara frumoasă, numai bine, am făcut plăcere. Salut, Flavius, salut. Cristi, te rog, dacă mai vrei să zici ceva. Da, ce să am zis, ce am spus scurt așa, nu, și ce mi-ar plăcea din toată chestia asta, cluburile astea, mă rog, statele astea, așa zis, mai estice, să forțeze cumva pe ăștia care conduc UEFA, FIFA, cumva, să ne acorde și nouă ce ni se cuvine. Ori ne dai dreptul cu o echipă direct în grupe, ori dacă nu aș invita echipele care încă mai sunt în primele ligi, dintre cele care au câștigat Champions League în trecut și care acum nu reușesc să se pătrundă, nu au, cumva le-aș da un boost. Eu am zis pe la începutul emisiunii, nu știu dacă tu ai fost atent. Nu, n-am fost, că n-am prins. Nu știu dacă, n-ai prins. Eu ziceam că pe mine nu m-ar deranja să existe această superligă dacă la fel, la rândul ei, ar duce la crearea altor superligi, în ghilimele altor superligi, adică să-și facă Steaua cu Olympiacos, cu Partizan, cu Steaua Roșie Belgrad, să-și facă și ei o superligă a lor, să-și facă alte echipe o superligă a lor și fiecare din aceste superligi să își scoată meciurile la un pay-per-view, da? Iar noi suporterii să putem să alegem să ne cumpărăm meciurile pe care vrem să le vedem. Exact asta ziceam la început. Eu nu vreau să văd clinceni cu voluntari și nu vreau să văd nici Real Madrid cu Barcelona. Mai degrabă aș vrea să văd meciuri de ale stelei cu echipe gen Slavia Praga, Partizan Belgrad, Olympiacos Pirelli, știi? Meciuri spectaculoase și cât de cât echilibrate, pentru că am dus discuția la un moment dat la faptul că în box există mai multe federații, există IBF, WBA, WBC, WBO, există The Ring și fiecare competiție are proprii ei campioni, da? Se întâmplă în unele cazuri ca acești campioni să dețină centuri la toate federațiile sau la unele dintre ele, dar sunt mai rare. Dar o chestie foarte importantă este că în aceste federații există și împărțirea pe categorii de greutate. La fel s-ar putea face și în fotbal, dacă tot doresc aceste cluburi mari să, nu știu, aibă propriile lor competiții. Ok, cluburile cu un anumit buget să se ducă în Superliga asta. Cluburile cu un buget mai micuț, hai să joace și ele într-o competiție. Și asta, dar hai să ne gândim la noi, la Steaua și cu asta, ca să nu te mai țin mult. Păi, uite, ăstora care le-a dat prin cap să facă Superliga asta, mi-ar fi plăcut să fi zis, băi, hai să-i invităm și fostele câștigătoare de Champions League în chestia asta. Și uite, lua Steaua București, luăm un exemplu, că și așa, înțeleg că încep din 2024. Până atunci, băgam bani la greu, mergeam și noi acolo în competiția asta. Dar nu e exclus să se întâmple lucrul ăsta. Bă, da, nu era corect așa. Păi, ba da. Steaua, ești suntată. Ia, bă, din 2024 faceți-vă echipă, sunteți și voi invitați în Superliga asta. Ba da, ar fi Steaua, corect. Și Belgrad. Și voi la fel. Ar fi corect, dar din nou zic... Ce ar fi scăzut valoarea competiției? Nu ar fi scăzut, tare? Nu ar fi scăzut. Ce crezi? Dar ce eu crezi ca suporter... Cu Manchester United sau... Bă, că mai sunt de al de Porto, dar eu nu cred că ne sufocam cu niște investiții bune. Bă, asta... Adică... Exact, cu niște investiții bune, pentru că eu asta ziceam atunci. Eu nu vreau să văd Steaua Real Madrid și să vină ăia și să ne dea o căruță de goluri. Noi să nu putem să facem nimic. Deci dacă se echilibrează nivelul, atunci da, eu sunt de acord să jucăm în Superliga cu Real Madrid, dar dacă noi venim cu o echipă cu Chipirliu, mă scuzi, de eu nu vreau să joc împotriva da, lui Cristiano Ronaldo. Știu ce zic. Dar spun ceva, Superliga asta și așa e dezechilibrată. Milan nu oferă nimic. Crede-mă că n-ai ce să ofere Milan. Nu știu, Porto nu oferă nimic. Adică te omoară, presupunând că ar fi participat Bayern München, te omoară Real Madrid. Adică vor fi echipe care vor lua bătaie de aia urâtă de tot. Și da. Nu va fi nicio diferență între faptul că suntem noi din România sau că ia ce Milan din Italia, tot 4-5 ori s-ar lua și de o parte și de altă. Când a intrat cu Bayern München, Milan, Bayern München, Steaua, Bayern München, dacă e să-ți dea 5, ne dă și 9 și ăla. Că nu, cine da ce Milan? Ibrahimovic, de seamă cu mine, eu 4-6 de ani fac peste 3 luni, spre ce vorbim? Hai să fim realiști un pic. Deci,
nu știu, ori una din două, ori mă chem și pe mine în Superliga asta, că sunt Steaua București, ori îmi dai voie să merg în Champions League direct în grupă. Cum a zis Gică Hagi și mi se pare în regulă. Ori îmi dai voie să-mi fac propria mea Superliga. Da, nu știu, ceva trebuie să fie din care să ieșim și noi cu un avantaj. După eu aș fi foarte fericit dacă s-ar putea face această ultimă variantă, să ne lase să ne facem propriile noastre ligi. Pentru că eu mă gândesc așa, Steaua București într-o ligă cu FC Argeș, UTA, Ucluj, Timișoara, Faru Constanța, bineînțeles Dinamo și Rapid, n-ar fi neapărat o competiție proastă. Ar fi cu siguranță mult mai interesantă decât Steaua Voluntari. Și bineînțeles la nivel european la fel. Hai să jucăm cu echipe de același nivel. Ca să fie un fotbal echilibrat, ca să fie un spectacol garantat pentru toată lumea, nu doar un spectacol pentru suporterii Real Madrid care au posibilitatea să vadă cum Real Madrid își bate joc de un club din estul Europei. Dar uite, asta se poate rezolva și simplu. Băi, dăm voie să merg direct în grupele Europa League. Dar îți dai seama că nu o să se întâmple asta. Nu, două secunde. Și nu mai da voie celor din Champions League să vină înapoi, după ce au pierdut acolo. De pe locul 3 sau ce naiba loc sunt aia, vin în Europa League. Deci aia, odată ce au ieșit pe 3 în Champions League, se duc acasă și pe noi lasă-ne direct în grupe să jucăm în continuare competiția. Eu aș fi de acord cu ce propui tu, Cristi, dar vezi aici asta înseamnă o reformare a Champions League-ului. Nu trebuie multă minte, pe bune, că eu n-am, am 12 clase, acum cinstit, cât îți trebuie să inventezi așa ceva? Nu știu, îți dai seama că nu eu mă ocup de chestiile astea, ei se ocupă. Oameni de treabă, nu trebuie creier mult. Ia mă, echipa asta merge direct în grupele Europa League, da? Iar cele din Champions League acasă cu el. Eu sunt de acord cu tine că nu-ți trebuie creier mult, dar hai să luăm în considerare un lucru care nu poate fi negat de nimeni. Cu creierele pe care le au, idioții ăștia au reușit să distrugă competiția asta. Deci, dacă nu e nevoie de creier, eu cred că e nevoie de o intenție bună. Ca să vrea să rezolve. Acum e momentul, din punctul meu de vedere. Ceva presiune, niște grupuri organizate rapid și pusă presiune pe idioții ăștia și de la FIFA și de la UEFA și cumva eu cred că s-ar reuși ceva. Asta este opinia mea. Speranța mea este, adică lucru pe care eu mi-l doresc este ca suporterii să nu ia în brațe aceste ieșiri ale UEFA, să nu și le însușească și să devină ei scuturi pentru oamenii corupți de acolo. Asta îmi doresc, eu de asta mă tem cel mai mult. Ți-am spus și de faptul că UEFA s-ar putea să se folosească de bluful acestor cluburi pentru a strica și mai mult fotbalul. Corect, dar crezi că aia 12 și... Alo? Cristi? Da. Nu te-am mai auzit. Ai zis, crezi că e a 12? Da, și cine mai urmează în Europa Super League asta lupește? Crezi că aia sunt veniți din spuma mării, nu? Nu, aia nu sunt corupți. Nu știu, eu sunt sigur că sunt corupți, însă știi care e treaba? Ăștia întotdeauna vor domina la FIFA și la UEFA. Așa este. Știi? E greu ca influența lor să scadă, chiar dacă au încercat, în ghilimele, lovitura asta de stat. Știu, vreau să vă stau sus acolo, că așa mi se pare corect. Așa vrem cu toții. Bun, da, bine. Mulțumesc mult, Cristi. Multă plăcere, seară bună. Și Doamne ajută. Salut. La final de emisiune, prieteni, știți poezia mea, vă rog eu frumos să vă abonați la Steaua Liberă, să vă abonați pe YouTube, să ne dați un like pe Facebook, să ne urmăriți și pe celelalte rețele de socializare unde suntem prezenți. Dacă vreți să ne ajutați, puteți să o faceți pe Patreon. Și cu ocazia asta vreau să le mulțumesc celor care ne sponsorizează pe Patreon. Fără ei nu ar fi posibile emisiunile pe care noi le facem. Așadar le mulțumesc lui Eric Gross, John, George92, Rareș Budnaru, Alex1947, Sensei, Cristi Tănase, Lece, Andrei Morar, Alex Toma, Mihai Ionuț, Beni, George Daniel Cernicenco, Alin Angel, Luki, Mugurghiță, John Jitsu, Cookie, Dan X, Vali, Valentin Ioniță, Gabi Voinic și Ștefan Toma. Vreau să le mulțumesc oamenilor care ne susțin pe Facebook: Daniel Cernicenco, Adria Lia, Zanfirica Sifori Haralambie, Cătălin Grigoraș, Mihai Ceme, Alex Toma, Cătălin Dobre, Vasi Moldovan, Gabriel Câmpian, Gabi Lica, Gabriel Enache și Dorin Badea.
Și nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc membrilor canalului nostru de YouTube: John John, Cristi Blănaru, Raul Cristian, Florin Pop, John Jitsu, Adri Alia, CSA47, Roșu Albastru, Gabi Voinic, Gabi Penciu, George Daniel Cernicenco, Dan Puru, Costi Laurențiu și Fumez Blană de Oaie. Vă mulțumesc, prieteni, că ați fost alături de noi aici în această seară. Subiectul ăsta pe care l-am discutat e unul masiv. Sper totuși că v-a plăcut. Mie mai rămâne să vă spun noapte bună și ca întotdeauna, Forța Steaua!